Învață-me să iubesc și să mor. Înveșnicește-mă, înveșnicește-mă, înveșnicește-mă cu noroc. Înveșnicește-mă, înveșnicește-mă, înveșnicește-mă cu noroc. Copilele dansează lepede pe ape, eu parcă le-aș cunoaște, le-ar fi de-aproape. Ai, 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 ai. Surâde cea mai mică, cea mai trestioare, începe să mai plouă pulbere stelare. Ai, 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 ai. La toate zor de ziua, rouă, când se lasă, aștept păritul soare, aici e prag de case. Ai, 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 ai. Poțelul ce-i mai faci bădițe și tu cu vorbărarea pâine la portițe. Ai, 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 ai. Înveșnicește-mă clipe, te rog, eterne patimă fi cu noroc. Căleusește-mă dorule dor. Bună seara, bună seara! Salutați-vă, băieți, suntem cu ochii. Bună, bună! Lumea e cu ochii pe noi. Bună seara! Bună seara! Întâi de toate vrem să vă mulțumim pentru invitație. Ai, stai aleac, stai aleac, de răbii, că bine, să ne mulțumești. Cum să ne mulțumești noi la început, pe urmă ce facem la urmă? Păi să vă mulțumesc de la început până la sfârșit. Până la sfârșit, da. Bine, dați să, în primul rând, vedeți că la noi este, în afară de oaspeți, avem o schimbare foarte, o schimbare... Radicală. Radicală, dar am vrut să spun explozibilă, o... Spectaculoasă, minunată. Spectaculoasă, da, spectaculoasă. Irepetabilă. Da, 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 da. Uite, Tatiana Hegea! Așa, da, să dăm toate meritele tale. Da, ești prezentatoare, ești cântăreață de muzică ușoară. Ce mai ai tu acolo? Și mamă la puterea a treia. Așa, asta e cea mai... Trei copii. Da. Și de fiecare copil tot slăbești 10 kg. Nu slăbesc, dar mă simt mai bine și mai fericită și mai armonioasă și mai bogată. Recomand, așa. Bogăție pură sunt, da. Asta. Asta este Tatiana Hegea. Ea o să fie cu noi toată seara și sperăm că... până când nu s-au săturat de noi sau nu s-au obosit de noi. Nu am cum să mă satur, vreau din nou, băieți, eu să fac așa. Deja voi o să înțelegeți că eu, la noi e o premieră, veneam încoa cu o emoție foarte mare. De băieți știu, băieți da, știu. Da, da, cumva s-a întâmplat o emoție foarte mare, dar fără emoții nimica nu se întâmplă frumos, consider. Domnul Gheorghe, în primul rând vreau să mulțumesc. Că ai întârziat. Da, nu am întârziat, dar n-am găsit adresa. Dar asta e altă chestie. Eu vreau să mulțumesc în pofida de aceste adrese mai complicate pentru invitație, pentru această simpatie, pentru această încredere. Sper că o să facem o echipă frumoasă. Sper că împreună o să descoperim oameni talentați, o să le amplificăm și o să-i motivăm să crească în continuu. Și cel mai important, de ce am acceptat să fiu aici, pentru că domnul Gheorghe, chemați oameni talentați care cântă live în emisiunea asta. Ori a cânta live și oamenii să aibă șansa de a asculta ceva live, este cea mai mare terapie pentru inima și sufletul unui om. Nu-i așa, băieți? Așa că consider că este o emisiune valoroasă, care poate aduce oamenilor emoții frumoase și oamenii descopere împreună cu dumneavoastră, împreună cu mine deja, oameni talentați, precum sunt acești doi minunați băieți din stânga noastră, da? Îi prezentăm, domnul Gheorghe? Da! Marin și Mihai, dar familia, se o spune, ei singuri. Cel mai important că hai, este... Hai, Mihai, Marin, încep la tine. Hai, cine? Formația Diez. Familia, câți copii ai? Tatiana deodată am zis, trei copii. Hai să zic pe scurt, ca să rămână în mintea celor care ne urmăresc. Pe scurt o să fie așa. Marin, Mihai, muzică. Așa. Diez. Vezi Diez. Cum salvează oamenii telefoane de obicei muzica, știi, la evenimente. Da. Dați să le lămurim la cei care nu cunosc muzica, sunt departe de muzică, în afară de ceea că ascultă și ne ascultă pe noi. Ce înseamnă Diez? Ca să vă rețină asta. Apropo, Diez, da. Ne-am gândit așa noi un moment, că diezul în muzică ridică nota cu jumătate cu de ton. Așa și noi ridicăm dispoziția macar cu jumătate. Macar cu jumătate. De... Frumos, original, băieți. Da, original, original, da. Deci denumirea a dat-o Mihai. Eu am făcut macheta și designul, cu logotip, tot ce înseamnă. Câți ani deja visual? Sunteți pe piață, într-un fel, pentru oameni cu acest nume care oamenii vă apelează așa? Muzică, formația Diez. De câți ani? De mult.
vreo 2 ani. Suntem tineri, abia ne începem adică... să ne învățăm a merge. Dar bine. Și vreau să remarc eu că sunteți aici nu întâmplător. Domnul Gheorghe are așa un ochi și un simț tare delicat. Da, el nu invită pe oricine, să știți voi. Și faptul că sunteți aici, cred că i-ați plăcut domnului Gheorghe și v-a remarcat într-un mod aparte. Felicitări! Mulțumim încă o dată. YouTube-ul face minuni. Vrem să remarcăm că... Eu prima dată cu căștile astea. eu vă încurajez. Nu, prima dată, când în camiele nu sunt cu mine. Of... Nu, să știi lumea, am o problemă. Noi nu cântăm numai de 2 ani, noi cântăm de mult, dar formația Diez. Ce vreau să spun? Vreau să cântăm, pentru că numai în muzică oamenii încep să scrie mesaje, oamenii știu, dau distribuiri ca să ne vadă cât mai multă lume. Trebuie fiecare care e cu ochii pe noi, acum să distribuie, să vadă toate rudele, mătușele, nanașa. Și tot așa. Mai ales rudele voastre, acum e exclusivitate, nu? Așa, așa, din, sunt din diaspora, și mai ales din diaspora. Da. De aceea eu să cânt o melodie ca să vreau să cânt cânticul Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și o să vie îndată chiar artiștii să vă vadă. Doamne ajută. Ia? Să fiți tineri, să trăiți ca o floare, să înfloriți bucuria și norocul, pățoțească peste tot locul. Să aveți în viață soare, să uitați de supărare. Supărarea gheață rece, se topește ea și trece. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Îi lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Și... În pahare mai turnați, ciocniți amici și frați, să urăm cum se cuvine, anul nou nu mai devine. Anul nou este viață, bucurie și speranță, este zâmbet și lumină, toți îl așteptăm să vină. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Și... Prindeți energie aici în direct. Așa. Impresionant ce vibe aici. Nu uitați și de părinți, că vă așteaptă ei cu minți, că vă așteaptă cu tot dragul, să le treceți și lor pragul. Să urați de sărătate, celelalte au de toate, au un vin de tămâioasă, au în casă și pe masă. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Și... Măi, măi, măi.
Nu mă ascultă căștile. Nu știu ce cască, dar sună așa un vibe, nu știu, se aude acolo la noi în direct, în online, da? Eu vreau să reamintesc funcția mea aici, da? Eu voi fi un coprezentator pe lângă domnul Gheorghe, artist emerita în țării noastre, iubit și aplaudat și în toate colțurile lumii așteptat, de aia și diaspora este cu noi mereu conectată. Și cel mai important, o să citesc mesajele voastre, dragilor, de aia deja porniți cu mesaje, veniți cu gânduri frumoase, noi le vom citi aici neapărat în direct ca să fie auzite, ca să aveți și voi emoția asta de a vă auzi gândurile la toată poporul nostru, inclusiv pentru băieții noștri dragi, la fel, mesaje de sprijin și de încurajare. Vreau, da? Mai mult să dăm, să vorbească mai mult ei, în primul rând. Da, categoric. În al rând, mai mult să cânte, pentru că și ei sunt doi și vor să cânte amândoi, să aibă mai multe piese cântate. Și eu vreau să cânt, și tu trebuie să cânți astăzi. Trebuie și vreau, deci și am plăcere. Deci fără să citim mesaje, până în ce, trecem să cânte prima emisiune, vedeți, dacă nu știu cum treaba. Nu, să cânte băieții. Nu, mai mergem. Să trecem la treabă. Da, să trecem la treabă. Da, înainte de asta vreau să salut băieți, încă o dată. Băieți, fiți atenți, uitați-vă. Încă o dată să salut pe toți cei care s-au alăturat nouă live. Rudele, familia, prieteni și pur și simplu oameni, dragi prieteni, iubitori de muzică frumoasă. Briceniu și Cernăuț. Da, deci dăm start cu, da, cu o piesă îndrăgită. Se introduce de... Moldovenii când se strâng și-n petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă. Sufletul precum le-ar fi glob cu două hemisfere, una-i noapte, alta-i zi, bucurie și durere. Două lumi într-un întreg, permanent își schimbă locul, fiind pe rând și asemeni-ntreg, când necazul, când norocul. Moldovenii când se strâng și-n petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă. Și-n paharul veșnic plin, păutura lor cea sacră, jumătate-i cer senin, jumătate-i poltă neagră. Două lumi într-un întreg, permanent își schimbă locul, fiind pe rând și asemeni-ntreg, când necazul, când norocul. Moldovenii când se strâng și-n petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă. Moldovenii când se strâng și-n petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la un colț de masă cântă. Moldovenii când se strâng la Gheorghe Țopa și-n petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la un colț de masă cântă. Bravo! Aveți în vedere când batem de palme, batem mai jos, da? Că microfonul prinde în primul rând aplauzele noastre. Am înțeles. Așa. Băi, vreau să spun că toată lumea vede că avem o schimbare. Nu este la botez. Să știți că nu s-a întâmplat nimic.
nu s-a dus în vacanța asta de maternitate. De concediu de maternitate. Da, nu. Dar are proiectele ei proprii, care o să apară în fața noastră numai decât. Are două, am înțeles, pe două proiecte paralel merge. Așa că fiecare are dreptul să facă o schimbare. Steluța, succes, draga mea. Îți țin pumnii să crești mai departe toate dorințele tale, da, să se realizeze. În același timp... Da, dacă mai are ceva pe suflet, da. Dar să știți că nu s-a întâmplat nimic. În același timp, nu-i simplu, domnul Gheorghe, vă zic că am și eu emoții, băieți, pe lângă voi, pentru că așa încerc și eu să fiu așa ascultătoare. Eu, de felul meu, nu sunt ascultătoare, știți, sunt o femeie așa mai rebelă, domnul Gheorghe. Nu, eu vreau să spun că cândva, într-o emisiune, eu cred că am spus cuvântul ăsta, cu toate că îl sunăm acum pe Adi Carp și îl întrebăm cine am vrut eu să fie la mine prezentator în emisiune. Ei, doamne. Nu, fără glumă. Și în emisiune tot am spus. Am vrut așa. Poate n-am spus în emisiune, poate n-am spus, nu vreau să spun că, chiar dacă am spus la primele emisiuni, așa că asta a fost tare de mult, da. Eu am spus că vreau Tatiana Hegea sau Stella Botez. Dar n-am știut că Stella Botez e liberă de... Că lucra la matinale, lucra la Busuioc sau unde, Tezaur, unde lucra e ultimul timp. Da. Eu cred că sunteți un norocos, domnule. Nu, dar nu știam. Ați colaborat cu Stella și acum sunt și eu aici și vă zic că emoția este foarte mare. Da, doamne, toate schimbările să fie numai de folos. Da. Eu cred că este un mare avantaj. Uitați, și eu prezint evenimente, nunți, băieți, pe lângă faptul că cânt în rol de invitată, sub toate formele, oricum eu prezint, știi? Și acum, de ce am acceptat? Pentru că de multe ori merg ca și interpret și sunt unii prezentatori, știi, și te prezintă Tatiana Hegea și eu zic, Doamne, eu când prezint o fac cu toată inima, știi, pentru că pentru un interpret, pentru un oricine care evoluează în fața unui public, fie online, fie fizic, este foarte important ca prezentatorul să pună așa în valoare, da, pe alocuri, să-i emoționeze, da, și de asta eu am zis că voi fi aici cu un scop nobil, de a cunoaște oameni talentați, de a le pune în valoare talentul, de a le amplifica emoția și de a le confirma încă o dată, dacă merită, că sunt talentați și merită aplaudați. Ok, Tatiana. Hai, Tatiana, ca să primim mesajele așa din toate părțile, ca cu și maestru Gheorghe, când la băieți, bravo băieți, bravo. Ai cântă și tu o melodie. Îți cânt și o melodie. Și pe urmă mergem mai departe. Dumnezeule, și emoții am, oameni buni. Hai cântă și tu o melodie și pe urmă mergem mai departe. Dar vreau să vă zic, totul online pare altfel, dar aici e foarte emoționant și parcă așa ești în fața unui examen, așa că mă rog frumos să mă iertați din start pentru micile mele emoții. Că eu, de felul meu, sunt așa foarte deschisă, dar emoția asta... înseamnă responsabilitate. Nu-i așa, băieți, da? Când ai emoții, corect, înseamnă că îți pasă de publicul tău, înseamnă că nu vrei să... Noi ultima dată am participat într-un concurs... tot pe seama talentelor. Karaoke. Și, un campionat național. Da, și cu un premiu destul de mare, destul de valoros de bani. Și eu eram în juriu și Tatiana prezenta. Și cum spun și ea, eu când prezint, eu prezint. Și de atunci m-a plăcut cum a prezentat. De atunci mi-a plăcut cum a prezentat. Măi, într-adevăr, în cadă este ce să fac, eu nu știu ce să fac. Ia, băieți, ceva să rezolvăm la maestru, că dacă nu o să aibă comoditate, o să ne laudi mai puțin. Nu mișcăște cu mine, Amelia. Domnul Gheorghe, hai atunci, dar să fac și o melodie, ca după aia chiar vreau să pun accent foarte mare pe băieții ăștia. Sunt la mine cu ochii ăștia frumoși, Marine și Mihai, vă uitați așa la noi, la mine și-l puțin că-s femeie. Dar noi o să vă sprijinim și o să vă dăm toată șansa ca să vă prezentați așa cum vreți voi și cum știți că puteți. Spuneam mai să cânt și o melodie. Eu cred că ar fi corect ca prima mea intervenție aici să fie o melodie în repertoriul meu, domnul Gheorghe, ce spuneți, hai, da? Cu toate că am foarte multe melodii care le-aș vedea potrivit în context ăsta în care unim tot poporul din toate colțurile lumii prin prisma online-ului. Ai timp. Da, de aia totuși o să încep cu cea mai emblematică melodie din repertoriul meu. Toate mămicile știu că eu sunt mamă la puterea a treia și pentru mine copiii sunt cea mai mare avere și pun preț nemărginit pe ei în viața mea și pe faptul că Dumnezeu mi-a trimis. De aia, prima melodie pe care o să o cânt aici cu maximă emoție, recunosc, va fi Pui de om. Și tare contez că veți da și voi mesaje, vă veți solidariza toate mamele, părinții. Vă sunteți părinți, dragilor? Bineînțeles. Da, deja părinți. Păi sunt mari, măi. Da, dar ce mari, dacă în zodiac cu moda asta nu vezi că fac la 50, la 55. O luăm ca pe un compliment. Da, exact, eu zic că e un compliment. Da, cât e fresh, da, știți vorba aia, bărbații, da, mereu sunt fresh. Deci, dragilor, Pui de om, toți pui de oameni și cu mamele și cu tații lor să se regăsească și să cânte împreună cu mine. Muzica.
Vreme te prefaci că nu știi nimic, dar se pare că mereu ai fost oglindit în ochii ei. Viața o înțelegi dacă trăiești în lumea în care cresc mereu îngeri, chiar sub inimi de femei. Pui de om micuț, ești al meu puiuț, brațele mele calde cu dragoste să te scalde. Să știi adevărat, ești cum te-am visat, cingașă și frumoasă, bine ai venit acasă. Pentru toți pui de oameni la mulți ani. Și strofa asta mereu pentru toate mamele o cânt. E sfânt să fii mamă, să ții un copil de mână. Nu e sufletel mai curat și mai bun? Să-i dai inima toată așa cum e ea blajină. O femeie adevărată știe ce spun. Pui de om micuț, ești al meu puiuț, brațele mele calde cu dragoste să te scalde. Să știi adevărat, ești cum te-am visat, cingașă și frumoasă, bine ai venit acasă. Pentru toți puii de oameni, sunteți soarele nostru, sunteți iubirea noastră, sunteți sensul vieții noastre. La mulți ani! Pui de om micuț, ești al meu puiuț, brațele mele calde cu dragoste să te scalde. Să știi adevărat, ești cum te-am visat, cingașă și frumoasă, bine ai venit acasă. Ești al meu puiuț, oh, oh, oh. Deci zici că am cântat prima dată, vă jur, atât de emoționant, domnul Gheorghe. Deci, da, deja să mă iertați, băieți, că o să fim pe aceeași lungime de unde, la jara a doua emisiune, sper că o să fiu mai ok. Dar vreau să spun că Tatiana a intrat pe ușă la 8 și 2 minute. Dar bine că profesionist. Da, dar bine că a intrat îmbrăcată, aranjată. Și cel mai important, dornic ca să fac conexiunea asta, pentru că eu cred cu desăvârșire că tot ceea ce faci voi aici e ceva deosebit. Totul în direct acum, nu-i filmat, nu-i refilmat, nu-i redactat, nu-i editat, totul e așa cum este, bine, vedeți? Tatiana, tu te simți frumos prima dată și băieții toți prin exact prima dată, nu mai transmiti și lor emoții. Băieți, cântăm? Cântăm. Cine cântă primul? Eu. Mihai, cânți-o un cântec, pe urmă cânți tu un cântec și pe urmă citim mesajele. Okay. Foc! Scris mesaje, dați distribuiri, vă rog, să ne vadă mai multă lume. Ui, ce ori e fain! La, 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 la. La da 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 da. Eu nu mă întreb de unde vine, de unde dorul și ai izvorul, dorul mă luminește și-mi pare bine, bine, când vine dorul, când dorul vine. Melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor. Melancolie, melancolie, din armonia inimii cu dor. La 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 la. La da, la da 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 da, la da 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 da, la da da da. Hey!
Mai dragă mi-e iubita dragă, dragă. Mai drag mi-e dorul și zborul, dorul. De oameni doar mai mult mă leagă, leagă. Când vine dorul, când dorul vine, melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor, melancolie, melancolie, din armonia inimii cu dor. Wampa, wampa, melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor, melancolie, melancolie, din armonia inimii cu dor. Dulce melodie, misterios amor, melancolie, melancolie, din armonia inimii cu dor. Din armonia inimii cu dor. Din armonia inimii cu dor. Ce tare! Aplauze, mulțumim. Aplauze! Tare, fain! Așa. Cum vă sincronizați voi așa frumos? Mulțumesc, mulțumesc pentru încurajare. Nu vă imaginați câte emoții avem nu noi. Cred, nu cred deloc. Azi băieți că câte miresă s-au topit în fața voastră. Da. Mergem în continuare cu una la fel de îndrăgită. Una veche. Tare, tare, tare. Hai, nostalgia. Cânti-n sare, în sare, văd cerul senin. Cânte vise și soare, mi-e sufletul plin. Iau chitara sub braț și împreună cu ea, oriunde aș fi, cântă inima mea într-un glas. Amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. La la la, la la la, na 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 na. Ce frumoasă-i dragostea. Când se aprind picurici peste-ntregul pământ, noaptea-și cântă romanța pe strune de vânt. Iau chitara sub braț și împreună cu ea decânată de dor, cântă inima mea într-un glas. Amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. La la la, 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 la la. La la la, ce frumoasă-i dragostea. La la la, 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 la, ce frumoasă-i dragostea. Pentru Hegia Tatiana, pentru Gheorghe mereu, pentru voi, dragi prieteni, zboară cântecul meu. Iau chitara sub braț și împreună cu ea, pentru tot ce-i frumos, cântă inima mea într-un glas.
să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă dragostea. Rai na na, 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 ce frumoasă dragostea. Rai na na, rai na na, rai na na, rai na na, na na na, na na na, na na, ce frumoasă dragostea. Rai na na, rai na na, na na na, rai na na, na na na, na na na, na na, ce frumoasă dragostea. Hey! Aplauze! Oh! Ei, gata, acord, mă, și Gheorghe, dar cum ne-au cucerit pe noi așa? Eu când am auzit Tatiana Hegea și domnul Gheorghe, m-am rămas fără replică. Iată, așa cuceriți voi publicul, da? Cu mult drag. Așa cuceriți voi publicul. Și așa au tot nunți, au nunți, exact, cu mătrii. Da. Dar știi cât de mult contează la nunția asta? Citește mesaje. Da, gata, se poate, dar mulțumesc frumos. S-a rușit telefonul. Mulțumesc frumos de binecuvântare. Că eu ca prima dată vorba aia, stați cum am... Stela îi mai cunoștea și... Da, eu deja urmează, abia aștept nimic, să vă cunosc da. Și eu, da. Da. Dar nu mai așa, că da, știți cum mă simt și eu, așa, doamne, doamne. Așa, ia să vedem aici. Da, în primul rând, aveți foarte multe mesaje de susținere, băieți, da? Lumea vă iubește, vă apreciază. Ia uite, ai Lucia Budu, salutare cu mușca. Ia uite, așa, da? Gata, e neamul, da? Cine mai e cu mușca? Cu mușca, poate eu, poate tu. Da. Cu mușca, pentru asta sunteți cu mușca. Nu, la mine vreau. Lucia, parcă nu ești cu mătra mea. Dar se prea poate, da. Așa. Ia să vedem noi, să vedem mesaje. Multe inimioare, da? Ai noștri, cei mai buni. Bravo, băieți, vorbim da? Vorbim microfoane, vorbim aproape. Salutări, maestre, și în cadrul noi ediții, drumurile noastre vor mai întâlni vreodată. Asta e Pașa Morozan. Da, Pașa, Pașa. Bravo, da, Pașa. Da, da. Te așteptăm cu noi piese la noi. O bună de la Lăutari, de la Norci, un cadou muzical. Ia ca așa. Eu parcă până în ce asta văd. Dar știți care e faza? Că noi suntem, ați avut o pauză cumva, nu? N-ați fost cumva în direct. Și poate oamenii încă mă poate uitat, poate nu știu, că mesajele sunt foarte importante, da? Pentru băieți în mod apart, dar și pentru echipa asta minunată, pentru domnul Gheorghe. Vreau să vă zic că în spate sunt un număr impresionant de oameni care lucrează aici, care fac tot posibilul ăsta minunat. Așa că așteptăm mesajele voastre. În timp eu vreau neapărat, ca un prezentator bun, domnul Gheorghe, sper să apreciați, să menționez că emisiunea asta are deja cât timp? Doi ani, da? Doi ani de zile să menții așa o echipă cu numărul ăsta de oameni minunați, profesioniști, camere faine, profesioniști, de-aia și aveți o imagine faină în direct. Totul se datorează grație unor oameni care cred în ceea noi ce faceți. Noi vorbim mai târziu, tu da? Ziceți mai târziu? Mesaje. Mm-hmm. Dar parcă Tatiana, nu mai văd mesaje. Parcă nu mai văd mesaje. Parcă... Mai târziu. Nu mai sunt mesaje? Nu mai sunt mesaje. Parcă eu ți-am zis că poate, poate la tine e acolo ceva. Poate la mine ceva aici, ia să vedem. Mhm. La mine parcă nu mă am, poate sunt de astea, da, sunt de astea care nu sunt cu multe cuvinte, da. Da, dar sunt foarte multe de astea, emoticoane. Mulți dansează cu noi, da. Așa. Mulți dansează, cântă cu noi. Ok, bine. Dar ei, gata, stop, că avem un mesaj de la Natalia. Hei, dragilor, ce bravă sunteți, transmiteți energie magică. Te pup, scumpa, ei, mă rog. Natasha, mulțumesc frumos. Bravo băieți, fain, spune Oleg Melentiev, așa, da? Melentiev, așa. Bravo băieți, da, așa. Cam asta, cam azi, domnul Gheorghe, cam eu înțeleg. Ok, mai întoarcem, da? Mai întoarcem, da. Poate ceva lăutărești, ceva lăutărești? Ai câte o piesă lăutărească pe rând și apoi trec eu ăla. Anii mei din tinerețe, nu știu, Doamne, cum s-au dus. N-am știut ce înseamnă viață, nimeni, Doamne, nu mi-a spus. Anii mei din tinerețe, nu știu, Doamne, cum s-au dus. N-am știut ce înseamnă viață, nimeni, Doamne, nu mi-a spus. Dar nu mă mânia, că te blestema și tare te-oi supăra. Opa-i dirida, opa-i dirida, opa-i diri-diri-diri-diri-diri-da. Dar poți să ai nică ce vrei, poți să ai nică de toate. Roata vieții niciodată n-ai s-o poți nică întoarce. Poți să ai nică ce vrei,
poți să ai neică de toate, roata vieții niciodată n-ai s-o poți neică întoarce. Dar nu mă mânia că te blestema și tare te-oi supăra. Opai dirida, opai dirida, opai diridiridiridiridirida. Dar vreau să-mi cânte lăutarii, vreau să-mi cânte de pahar, că de seară vreau să mor, că nu mai am niciun dor. Vreau să-mi cânte muzicanții, vreau să-mi cânte de pahar, că de seară vreau să mor, că nu mai am niciun dor. Dar nu mă mânia că te-o blestema și tare te-o-i supăra. Opa-i dirida, opa-i dirida, opa-i diridiridiridiridirida. Nu mă mânia că te-o blestema și tare te-o-i supăra. Opa-i dirida, opa-i dirida, opa-i diridiridiridiridirida. Așa măi, hop, hop, hop. Ceva un pic mai vesel. Șa-șa! Da foicică de alun, la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi tei te oprește, vrei, nu vrei. O fată cârciumăreasă, frumușică și sfătoasă, însă ea nu prea te lasă ca să stai mai mult la masă. La dar la cârciuma de la drum, uite așa bătrânii spun, un păhărel de vin bun, un păhărel de vin bun. Hai mândruță amândoi, să ne veselim și noi, că n-a mea să ne servește o ancuță ca-n poveste. L-am de-i mai ceri un kilogram, ia-ți răspunde, nu mai am. De-i mai ceri un kilogram, ia-ți răspunde, nu mai am. Bea drumețule de drum, că ce e mult nu e bun, of. Dar nu-ți mai pierde cumpătul, că vreau să-ți văd umblătul. L-am da. Tare, bravo, bravo, bravo. Frumos colaj. Băieți, cum vă simțiți? Cum vă simțiți? Deja mai bine. Așa că v-ați relaxat, da? Parcă deja ne-am chiar și eu așa m-am relaxat, tare. Băi, ați cântat amândoi, da? Am înțeles. Sau încă n-ai cântat. Ați cântat amândoi câte un cântic lăutăresc, da? A făcut el două. Ah, trebuie să faci tu. Trebuie să fac și eu. Trebuie să faci și tu, da, da, da. Hai să vedem ce spun cei de acasă. Aici știu, transmite-le complimente la cei de acasă, spuneți câți copii aveți, nu fiți așa... Dar, apropo, hai un pic să dați-mi voie, poate băieți au emoții, poate au emoții și eu o să-i întreb. Tu să-i lauzi la toate ceremoniile unde se întâlnești tu, unde o să ceară la tine, dă-mi cineva, cine cântă bine. Așa, eu o să zic, da, cine e bine. E chiar scurioasă, că, de exemplu, Marin, ce familie are, câți copii are, zi o mic prezentare la public. Da, așa că dedică melodiile lor. Da, da, da. Scurt, foarte pe scurt. Vin din Briceni, stabilit în Chișinău de mulți ani, o familie extraordinar de frumoasă, fată, băiat, așa cum se cuvine. Am de toate, bogat. Și aș mai adăuga încă în continuarea prezentării noastre. Deci noi profesăm ce profesăm, vindem vinuri și în timpul liber mai și cântăm. Asta vroiam să vă zic, că avem marele, marele noroc. Facem ce ne place. Tehnologi, sau cum spune. Nu, suntem vânzători de vin. Deci noi promovăm vinul așa. Și promovăm și melodiile
frumos. Foarte, foarte frumoasă combinație. Îmi pare când dai o întâlnire cu clientul potențial la un eveniment, îi spui, noi cântăm și aici ai vinul. Totul la pachet, nu? Da. Deci două direcții care... Sau vine după vin și zici, băi, dar nu vă trebuie flăutari, băi. Da. Și dacă tot suntem la tema vinului, atenție, stimate domnule Gheorghe, dragă Tatiana. Primim tot. Doamne Dumnezeu, dacă știam... Uite ce se face. Ia că așa se face. Dar putem spune brandul ăsta? Putem spune, da, tot da, putem spune. Iată, deci drag voi, pentru făutor, voi, făutor promovat, Fautor, da? Winery. Fautor, așa. Este cea mai premiată vinărie din Republica mulțumesc, Moldova așa, pentru ultimii 6 ani. Din centru. Și dacă tot așa, este vară și mulțumesc, călduri, v-am adus un vin de vară. Băieți! Da, da, da. Aici trebuie să fie diez! Care v-am frumos adus, haideți să arăt oaspeților. Ce vin v-am adus? V-am adus un vin Albarino cu Sauvignon Blanc, un vin ușor, de vară, expresiv. Eu cred că noi cu Tatiana o să venim la tine, mă spui, la voi în, în cramă. Ce vezi voi acolo? Vă așteptăm. Undeva unde mai mare. Pre... Vă așteptăm cu mult drag, găsim da, noi. Vinim care cu... frumoasă combinație. Eu, de exemplu, nu știu, mi se pare că eu m-aș lăsa așa înduplecat de cum voi lansați, cum voi promovați vinul ăsta. Mi se pare că m-ați cuceri, am impresia, mai ales că vinul ăsta chiar îmi place. Apropo, o să ne mai chemați. Mulțumim tare mult, da. Și dacă chiar vreau să vă zic îmi place să fiu prezentatoare, chiar mulțumesc domnul Gheorghe, puneți cadouri. E tare frumos, tare frumos. Dar băieți, vă știați că... Iată, nu, uite, băieții au venit și au prezentat pentru că asta e meseria lor. Da, corect. De corect, toate zilele, corect, da? Da, da, asta s-a înțeles. De zi de zi, cum se spune, da? Deja am mai câștigat încă doi cumpărători. Da, da, cu sigur. Dar eu cred că eu o să vină și pentru alți invitați de-a noștri. La fiecare așa. Păi asta am vrut să fac o legătură, băieți, voi cumva, asta e menirea voastră. Așteptăm oferta. Prioritară, că produceți cumva îl vindeți. O să-i vadă șefii, o să-i vadă șefii. Da. Și iată, domnul Gheorghe 2 ani are emisiunea asta și el practic rezistă și este așa aplaudat și aici urmărit de către toată diaspora noastră și nu doar, grație unor oameni care au crezut în proiectul ăsta, care îl susțin. Da. Pentru că în ziua de azi vreau să dai nume. Da, gata, fără mare. Șmeri Pijor, da, Șmeri Pijor. Doamnezeule, ia că așa domnul Gheorghe Țopa, știți, cam așa. Nu, astăzi suntem mulți să cântăm. Da, deci partenerii dumneavoastră, da, trebuie eu să le zic neapărat și să le mulțumim pe calea asta încă o dată, care vă sunt alături, cei mai veterani, aș spune eu, cei care vă sunt alături de la, bine început, de la, la bun început pași, până în ziua de astăzi, da? Deci, băieți, voi aplaudați și eu spun așa ca la fanfare, da? Piața Agricolă Revenco, vă rog frumos aplauze și domnului Viorel Revenco în mod special, da, un mare mulțumesc, sper că agrează această nouă prezentatoare. Așa, să-i mulțumim și ne tare mult și la Redan Lux, hai, cum ne-am înțeles, așa, îi mulțumim lui Ruslan Danilov, Ruslan, mulțumim din suflet, abia aștept și eu ți cunosc aici să mai așa, rețeaua asta națională de restaurante, Trattoria, mulțumim tare da, mult. Mulțumim frumos. Așa, lui Valentin Brașoveanu îi mulțumim tare mult, da, eu una, fiecare în parte abia aștept să-l cunosc. Tudor Hadârcă, mulțumim frumos, Tudor da, Hadârcă. Doi prieteni, doi cumătri, da, doi cumătri, așa, care stau la Cataramă și vă sunt alături. Ion Scoarță, mulțumim frumos, Ionică, domnul Ion, da, mulțumim, Ionică. Și cel mai important astăzi, domnul Gheorghe, iată, doamna Svetlana Wolfring, da? Wolfring, așa. Dumneai, știați că ieri a fost sărbătorită? Știați categoric, da? Da, și... Doamna Svetlana, eu nu vă și cunosc. Și noi vă cântăm un la mulți ani trăiască din toate, partea da, la toți lumea. Toată lumea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să ne trăiți! Iată așa, cam ăștia sunt partenerii care vă sunt alături. Doamna Svetlana, încă o dată, la mulți ani, să ne fiți frumoasă și mereu alături pentru așa proiecte frumoase, nobile, în care promovăm oameni talentați, pasionați de muzică, care nu le este frică să cânte live. Și mai tineri. Da, tot genul. Și mai tineri și mai... și mai cu experiență. Mai cunoscut fără da, experiență. Da, 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 da. Și fără experiență. Ei, da, fără experiență, oricum fiecare are experiență, mai mic sau mai mare deja, nu? Da. Nu, eu cred că cu ajutorul tău o să vină copii și mai mici, dar o să invităm mai mulți, într-o emisiune mai mulți copii. Să-ți fii vă 5 copii și fiecare să cânte pe rând. Da, și da, tu da, să da, te... da, da. Eu vreau să vă zic că copiii, de fapt, băieți, îți confirme că copiii nu au stres cu a cânta live. Noi, maturii, deja ne focusăm cumva, ne emoționăm cu ce o să cântăm live. Dar eu mă țin minte pe mine micuță, eu unde? Care? Cântam oriunde, oricând, oricum, în orice poziție. De aia eu abia aștept. Acum, la nimeni nu e frică de live. Probabil e frică la cel care are acolo foarte multe voci, are da, multe instrumente, multe opriri și el deja să...
nu poate să o cânte așa, cum spune, sau liber. Nu într-o formă vocală. Da. Sunt situații când ești bolnav, când ai probleme cu gâtișorul. Da, dar noi nu facem emisiune. Dacă noi ne simțim bine, nu ne facem emisiune. Da, fantastic. Așa că tu când ai spus cânta... Eu nu vin. Nu facem. Nu facem. Măi, nu facem, nu facem. Trebuie să cânt eu. Da, să cânt și eu. Vreau să cânt un cântec. E mai trist, dar e... le place la mulți prieteni de mei noi și cei vechi. Așa. Le place această noi. Melodie. Prin această melodie i-am făcut prieteni noi. Cât de poate sună. Dar, uite, la această melodie m-au invitat. Pe la această melodie m-au invitat a zi de naștere să fac surprize de astea muzicale. Eu fac surprize acasă la oameni. Dacă mă întreabă, zic că eu fac surprize de înăuntru cu flori și nu cânt și numai dacă cânt merg. Dar dacă să numai să felicit, eu așa surprize nu fac. Pentru că dacă vreți surprize, o iubi Tatiana, eu să vorbească, dar eu îți cânt. Dar eu vă cânt și vă vorbesc. Bine. Noi facem o echipă tare minunată. O cântecă de suflet, Tata. Ce frumos. Mi-a zis tata într-o seară, măi băiete, anii zboară. Mai târziu devin povară, ia o fată și te-nsoară. M-a învățat cum să trăiesc, ca să iert și să iubesc, să mă împac cu lumea bună. Că de răi pământul-i plin, cu e viața e un chin, semeni vânt, culegi furtună. Eu nu zic viața e scurtă, nu am măsura, eu viața o trăiesc ca toată lumea și primesc ce-mi lasă soarta. Mă duce la tata gândul, eu să cred că este mândru, că am putrerat pământul. Tată, eu te-am ascultat, pe nimeni n-am supărat, nu mi-am încălcat cuvântul. Cum trec anii vieții mele, să-i opresc nu am putere. Aș dori să-l dau în spate ceasul vieții care bate, să-i mai simt palma pe frunte, să-l mai văd, să-l pot cuprinde, să știu că mai am părinte. Tată, eu te-am ascultat, pe nimeni n-am supărat, n-am lovit în lucruri sfinte. Învățat cum să trăiesc, ca să iert și să iubesc, să mă împac cu lumea bună. Că de răi pământul-i plin, cu ei viața e un chin, semeni vânt, culegi furtună.
dă. Tată, eu te-am ascultat, pe nimeni n-am supărat, nu mi-am încălcat cuvântul. Fantastică melodie. Melodie tare în căști. Iarăși a fost tare. M-ai emoționat, domnule. Cine a scris textul ăsta fantastic? Oleg Baraliuc. Maestre Oleg Baraliuc, vă salutăm. Da. Tare, tare frumos. Toma, eu una, nu știu... Și muzica și versurile aparțin Oleg Baraliuc. Frumos și motivul ăsta așa frumos, da? Ați remarcat ce motiv fain așa. Frumoasă melodie. Maestre Oleg Baraliuc, vă salutăm. Să mai scriți așa muzică frumoasă pentru artiștii care pot așa ca maestru să ne cânte și să ne ducă așa pe altă emisferă, parcă spune, parcă m-am teleportat așa. Noi, uite, cu ajutorul acestei emisiuni și eu să te ascult pe tine live, că nu am avut ocazia poate să... Da, da, da. Poate da. Și a fost și n-am știut că e live. Da, asta e compliment mare, știți? Da, când cânti live, las, nu bate capul. Nu zic că ați avut voi la evenimente așa, da? Când cânti și vine cineva și te microfonul la o parte și... A fost cazuri că mă simțeam perfect, adică mă auzeam perfect. S-auze cu un efect. Poate bătea din părete înapoi, nu știu de unde. Așa de bine mă simțeam că se dubla vocea, adică vine cu un efect întârziere. Da, da, poți fi. Și îi spun la regizor, opriți, vă rog, muzica. El oprește muzica. Dați-mi, vă rog, fără hors. Da, fără efecte. Așa. Fără voce. Eu am crezut că cânt plus. Aha, s-auzea perfect. El zice că nu, v-am pus ce mi-ați dat dumneavoastră. Mai pune o dată. Mai m-am făcut de rușine. Eu singur am oprit regizorul. Era prea bine, mă simțeam. Când simți prea bine, îți pare că e fonogramă. Așa este, așa eu confirm. Alții. Aici la noi se fac gafe. Așa că lumea simte că e... Dar eu cred că e ceva natural să se întâmple o mică devire. A fost la noi Elena Jevelea, ea prima a fost, aceea care i-a scris oamenii că cântați cu fonogramă. Felicitări, Elena, asta e un mega compliment. Da. E un mega compliment. Nu, ești ei, pentru că asta nu... Băieți, aveți mesaje, da? Putem citi acum? Da, da. Iată, vă roagă cineva să neapărat să faci una de-a lui Sulac Nicolae, așa. I-am auzit live și le-a plăcut, a spus că da? Cântați în repertoriul maestrului, da? Bravo, băieți, sunteți bravi, super, vă ascultăm cu mare plăcere și dragoste, multe realizări frumoase pe tărâmul muzical, bucurați-ne sufletele, ce frumos, foarte frumos, bravo, vă iubesc, felicitări, Nenițopa, Diricu Vodă, știi ceva? Un gălățean vă scrie, așa. Știu, dar nu cânt. N-am nici banda muzicală. Dar poate vă întreabă, știți ceva și mai faci, poate în sensul ăsta. A, nu, nu, tot e bine, el muncește și a fost la noi emisiune, așa că Rico a fost de două ori, apropo, Rico Vod a fost de două ori. Sau a fost odată și... A fost odată, dar a fost de două ori... Doinița a fost de ori, da. A fost odată cu aveți el. Aveți o memorie excelentă, maestru, văd eu. Da. Aveți așa o memorie impecabilă. Iată, ne salut și din Anglia, bunul meu prieten Alexandru, salută, Tatiana, mulțumesc frumos, foarte frumos băieți, super tare, vă spune. Și vă întreabă cineva, dar se poate să o liști, eu știți cum este, iertați-mă, de la urechi în studio, adică probabil care nu au studii muzicale, care cântă la urechi, gen, sau cum, așa eu înțeleg. Dar se poate să o liști de la urechi în studio. Nu, dați-ne un mesaj că noi nu prea putem să. Vreau să spun că Marin n-are studii muzicale. A, păi iată, poftim, aveți studio la ureche. Aveți studio poate asta poftim. Da. Salutări în Italia, Regio, Emilia, vă urmăresc cu drag Regio, toate emisiunile. Am fost, am prieteni acolo. Vă rog toate emisiunile dumneavoastră, maestre Gheorghe Țopa, vă rugăm. Stați așa, o melodie mesaj, pentru surioara mea, Oxana. Împlinește o vârstă frumoasă peste două zile, anticipăm. La alegerea dumneavoastră. Surioară, îți dorim tot binele. Of, Doamne, că mă emoționez deja. Mi dor foarte mult de tine să te îmbrățișăm. Te iubim, sora noastră, cea mai mică. Pupici, felicitări vin din partea surioarei Elena, Tania, fratele Gheorghe. Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă, sunteți foarte bravi. Și ne aplaudăm, Numai decât mă întorc puțin mai târziu, cântă băieții câte o melodie, da. Măcar câte o melodie, cântă și Tatiana, pe urmă vin eu și ne întoarcem la mesajul acesta, da? Rețineți cum e, doamna, cum îi zice? Doamna Elena Rusu. Elena. Doamna Elena, o facem cu plăcere. Peste câteva melodii. Hai, mergem mai departe, băieți. Ce, ceva de la Sulac? Da, la rugămintea urmăritorului. Hai, de la Sulac. Aia,
foaie verde și un chipe. M-a întâlnit puicuța e, m-a întâlnit puicuța e, foaie verde și un chipe. M-a întâlnit puicuța e, m-a întâlnit puicuța e. Ce ești la mare, lumea din ecaz, din mare, de mișini, ar da fericirea mine. Trai, lai, 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 la, trai, lai, 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 la, zi-mă! Măi băieti, băițele, cu păruri făcutinele și cu ochii ca mărgele. Măi băieti, băiețele, cu părul făcutinele și cu ochii ca mărgele. Vin la maica și mă cere, maica mi-e femeirea, vino, vino și mă ia și mă duc la casa ta și mă fă mirea sa ta. Măi trai, lai, 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 la, trai, lai, 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 la, să-i așa! Iar verii foaie lată, să nu uiți mândru vreodată, ca-i să scapi nesărutată. Și iar verii foaie lată, să nu uiți mândru vreodată, ca-i să scapi nesărutată. Când ai să scapi nesărutată, gurița ta parfumată, o-ți fac că-i lași eu cu-n treabă, dar numai nimeni dragă. Trai, lai, 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 la, trai, lai, 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 la. M-a întâlnit puicuța ieri. M-a întâlnit și ieși vază, mare lumea din ecaz, din mare întâlnit și mâine, ar da fericirea mine. Trai, lai, 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 la, trai, lai, 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 la. Bravo, iată și ne-a ridicat energia, he, he, he. Da, nu vorbiți. Deja mai facem și noi unul, da? Tot prinde. Spate cântăm ori? Da? Vrei să cânti? Da. Okay. Fără pauză? Da. Ok, spune numai ce cânti și cui cânti și dedic-o cuiva. Ai, stai că, am să-i deghiz. Stai că el s-a lăudat. S-a lăudat. Da, prezentarea, da. Dumneavoastră ne-a făcut prezentarea. Da, păi da. Eu sunt Mihai. Da, nu, nu, prezentarea familiei, așa ca să știm. Aici știm, o fată și un băiat, la dumneavoastră. El are băiat și fată, tu? Da. Băiet, fată și încă o fată. He, 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 trei, trei. Vă salut, domn Marea. De la tine cum e? Tot trei, tot trei. Fată, băiat, băiat. Da, și fata Mihaela, două zile în urmă, a împlinit 18 ani. Vă leu, aveți fată mare, Mihaela, la două zile în urmă, ca așa doamna Elena, da? Două zile în urmă, facem mai. Și acum vreau să dedic această melodie soției mele, care la noi toate petrecerile se sfârșește cu melodia asta. Hai să vedem. Este un fel de imn a familiei noastre. Gen. Hai să vedem. Au fost o vreme împreună și aveau atâtea zeci de gânduri să-i spun povestea lor, iubito, dar tu citește-o printre rânduri. Ar fi trecut neluați în seamă cu traiul lor cel fără vină, chiar dacă eu știam ce ascunde și fantezie și rutină. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare noi, nici viață nu, iar eu mă simt al mie.
nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare noi, nici viață noi. Acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. A fost o vreme împreună, două străine emisfere, călătoreau acei doi tineri prin anotimpuri efemere. De la prieteni, de la rude, luau duminici cu un promut. Știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare noi, nici viață noi. Iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare noi, nici viață noi. Acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare noi, nici viață noi. Iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare noi, nici viață noi. Acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Pentru copiii lui Mihai și pentru Mihaela. Dați seama acum familia cât de mândră este să audă așa o întrebare live plină de emoții. Eu una mai m-am emoționat. Dacă dragoste nu. Dar chiar sunt dulci la voce și aici văd că aveți foarte mulți admiratori deja care vă prețuiesc și care vă vor mereu la petrecerile lor alăturea. Stați așa că vă citesc acum. E probabil și la multe că le-au cântat. Păi da, cu siguranță se numesc clienți fideli, da? În urma faptului că au rămas mulțumiți. Dar nu, ne vede foarte multă lume din Olanda, îi salutăm, salutări. Da, vă rugăm din România, să nu uitați, foarte scriți. Mulți ne vizionează. Din Franța, v-au salutat pe voi. Imediat avem acces la mesaje ca să dăm și citire. Așa. Bună, sunteți bravi, cântați, vă rog, de la Cernăuți la Vale. Facem. Dar știți, dacă așa o să lansăm noi ce ați vrea să cântăm, poate fi o șansă. Lumea să aude exact melodia care le aduce emoții din moment, știți? Da, lasă. Așa, minunat, super, finule, bravo, Diaz, ia uite, de la Lilia, finuța. Da, este ce înseamnă să cununea? Ce înseamnă să... Este sora lui maică-mea. Ce înseamnă să ai nașă, vedeți? Asta înseamnă nașă adevărată, care sprijină și se bucură de rezultatul finilor, de succes. Acestora. Eu mereu, apropo, spun la petreceri că nașa și fiul noastră o legătură care trebuie să împărtăși bucuriile, rezultatele, să te bucuri ca pentru sine. Așa, dați mai citim aici ce mai este. Sunteți foarte bravi, vă rog, asta v-am zis. Poate auzim piesa Te blestem să-ți fie bine. E ca așa. Bravo, vă ascultăm din tinereța noastră, câncile.
Nu o cântă nimeni ca Gheorghe al nostru. Ideea e că, dragi urmăritori, niciodată originalul nu e corect să-l comparăm, pentru că originalul rămâne orice, el ne-a inspirat să o... Da, asta originalul, e, nici nimeni nu atentează la asta. Jiu, și încă e jiu. Da, dar cum, asta ar fi un păcat, spune cineva, că cântăm mai bine, ca, mai ales care este pe pământ și cântă încă, da? Merge în concerte. Foarte frumos, lumea spune, aplauze, cântece, cei mai buni, ia uitați ce spune aici, da? Iată așa, foarte multe mesaje aveți, erau mai sus, dar s-au plecat încolo. Iată așa, mai spune domnul de România, probabil, hai că țin minte, vă ascult de prin 80, am făcut la, așa, nu prindeam Basarabia, prindeam Bulgarii. Mulțumim. Soția râde și acum, ei, amintiri din, de pe alt timpuri. Tatiana, uite aici să vezi că foarte, geografie e foarte interesant. Da, eu chiar acum Galați, sunt exaltată cum vă mai arătați. Olanda, Parisul. Da, e foarte frumos. Nu mai zicem de Iași. Da, eu vă zic, e un proiect tare fantastic, care uitați, putem să ne unim cu adevărat așa ca și din toate colțurile lumii. Da. Suntem, și cel mai important, că oamenii sunt plecați, dar când aud repertoriul ăsta, apropo, niște melodii ați ales tare autentice, așa, care hai sunt... Hai să mai cântăm, hai să cântăm, hai. Că să fie mai bine. Ce mai cântăm? Cine? Tu trebuie să cânt, da? Da, ne conducem, da, de dedicațiile da, vinte acolo, da? Da, s-a de la Cernus la Vale, da? În armați. Și apoi revenim. Nai 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 na na 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 na. Cea mai mare împlinire este atunci când în iubire ești dorit la fel de tare de perechea vieții tale. Nu trăim pentru avere, ci pentru o mângâiere. Ăsta-i un vis împlinit când iubești să fii iubit. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Nai, 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 nai. Banii n-aduc fericirea, dar întrețin iubirea. Deci muncește și petrece, că de grabă viața trece. Nu iubesc cei ce arată dragostea adevărată, că secretul te ghicești e să dai și să primești. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Nai, 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 na, na, na. Visele să se împlinească, să aiți o viață frumoasă, să trăiești, să vezi de toate, bani, iubire, sănătate. Hei, 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 te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de foc. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Na 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 na
nai 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 na na nai na na nai na na nai na 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 na. Tare, vesel, vesel. Bravo! Măi, dragii mei. Și acum cântă Tatiana. Stați, fac așa o introducere, că eu nu pot așa, domnul Gheorghe, eu așa sunt mai... Că tare sare iute, să știți, da? Dar ce vreau să fac o legătură cu ceea ce vreau să cânt eu? În primul rând, băieții au foarte multe mesaje și vreau să nu le ratez acum. Aveți salutări din Praga, de la Mihail, de la familia lui Marco. Salutări Mihail, îi spune. Sunteți superbi, felicitări, succes mai departe. Lucrăm peste hotare, oameni zic, dar trăim în Moldova. Vedeți? Asta e adevărul. Așa, cântă, cântă băieții cu multă pasiune și ardoare, plus că mai fac și veselie pe măsură. Hei, 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 ce mai frumos poate fi, băieți, nu? Emoționant când culegi așa roadele implicării voastre. Așa, respect, vă ador, băieți. Mai pe scurt, vă iubește lumea, da? Și aici mai avem încă o felicitare, domnul Gheorghe. Bravo, vă salut din Brescia, Italia, și aș vrea și eu să-mi fericit soțul care se află la Moldova, adică în Moldova, și pe 18 iunie împlinește vârstă de 56 de ani, vă imaginați? Îi doresc multă sănătate și fericire alături de noi. Vă mulțumesc. Duminică, cu mare drag. Da? Duminică. Da, pe 18. Și apropo, în contextul ăsta, mai avem mesaj aici că acum, începând cu 12 iunie, chiar din 15 iunie, derulează deja pe Republica noastră sărbătoarea lucrătorului medical și a farmacistului. Da, da, mi-a sunat deja, cineva și da, mi-a spus deja, să deja, nu e o dată concretă, data ar fi 18 iunie, dar deja sunt instituții care servează, sărbătoresc. Servează, pentru că e zi de liberă, dacă e da. Zi de lucru. Așa că noi tot trebuie să-i felicităm pe toți lucrătorii medicali, farmaciștii, toți. Cei care au așa o menire nobilă să ne mențină pe noi sănătoși, voioși, ca să putem fi productivi. Eu zic mereu, în pofida greutăților, în pofida acestor studii care zic toată viața, învați pentru asta, rămân a fi niște oameni minunați, cu o răbdare de fier, nemărginită. Apropo, domnul Baraliuc tot a scris o melodie superbă, știți, da? În care am participat noi. Amândoi am pus da. Vocea. Și tare, tare frumoasă melodie, așa că fiecare lucrător medical pe această centimetru pătrat de republică. Soția mea tot este lucrător medical. La mulți ani și pentru soția domnului Gheorghe Țofa. Și pentru nașul meu, Gabriela, Gabriela. Ia uitați, pentru nașul domnului Mihail, Nașa. Deci pentru fiecare lucrător medical care are menirea asta să o păstreze și să fie conștient. Să dea Domnul sănătate la toți. Și eu vă fac o legătură cu asta, ați spus când. Eu, sincer, așa m-am venit așa mai emoționată, dar mă gândesc că prin prisma faptului că celebrăm, sărbătorim lucrătorul medical, doctorii, care ne tratează pe noi de multe boli, totuși cel mai important de multe ori este să avem o inimă sănătoasă, da? Inima să fie așa puternică, din punct de vedere medical, dar cel mai important din punct de vedere emoțional. Așa că eu mă gândesc când cântăm... of inimioară. Se poate, da? Așa, inima asta care îmi dă bătaie de cap, uneori ne bate prea tare, alteori prea mare grijă își face, prea tare iubește, nu? Prea tare, cu iubirea în general e așa un episod special. Să ai trei copii. Da, asta e altfel de iubire, asta o grăim. De ca bărbați cea mai mare problemă fac la noi cu iubirea asta. Noi prea tare iubim, după care iarăși ne supărăm pe ei, după care iarăși și la fel și din partea bărbaților în adresa femeilor, nu-i așa? Așa că melodia toată lumea o știe, sper să o cântați cu mine. Of, inimioară, să ne fii sănătoasă și plină cu iubire și sentiment de bucurie și de dorință de a trăi pe pământul ăsta așa, ca un om adevărat. Yes. Hey. Hi. Cine știe cântă cu mine, da? Hey. Na 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 na. Of, inimioară! Ai, ai, ai! Of, inimioară! De ce mi se pare că noaptea-i mare și drumul lung mă ții de veche chiar și peste poate, și atunci s-o poate, unde o să ajung? Of, inimă, tu n-ai minte deloc, nu-mi dai tihne nici noapte,
nici zi. Of, inimă, câte ofuri tu strângi, când mă faci ba să râd, ba să plin. Nai, na, 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 mai încet negativul, vă rog. Nai, na, 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 na. Așa. Uhuu! Of, inimioară, tu mi-ai luat cântatul, mi-ai dat oftatul de mii de ori. Mă vede lumea și nu-mi știe gândul, că nopți de-a rândul pe drum mă ții. Of, inimă, câte ori nu te strâng, când mă faci ba să râd, ba să plin. Of, inimă, câte ori nu te strâng, când mă faci ba să râd, ba să plin. Nai, na, na, 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 nai. Nai, na, na, 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 nai. Of, pentru toate inimile noastre sănătoase, îndrăgostite și mai puțin îndrăgostite. Of, inimioară, păi nu am altă cale și merg agale pe unde știu. Mă vede lumea, vorbesc chiar cu mine, numai de tine, din noapte-n zi. Of, inimă, câte ori nu te strângi, când mă faci ba să râd, ba să plin. Of, inimă, câte ori nu te strângi, când mă faci ba să râd, ba să plin. Nai, na, na, 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 nai. Nai, na, na, 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 nai. Of, inimioara mea, of, inimioara mea, hai, na, 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 nai. Of, inimioara mea, of, inimioara mea, hai, 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 băieți, așa. Ca prima dată aici, cu cărțile, am înțeles ideea. Mi-a plăcut sfârșitul. Unde mai faci tu așa? Asta e moment de teatralizare. Deci momentul ăsta cu cărțile, cu adevărat, până ne acomodăm, ca prima dată, nu, vă rog chiar să... Chiar și momentul ăsta să cânti live. Live, da, știu. Asta e o plăcere. Da. Poți să faci un final cum vrei tu, vrei așa? Da, da. Cum da, vrei da. Așa-l faci. Nu, într-adevăr. Uite, eu nu am cântat pe timpuri, nu vreau să spun acum, de vreo 10 ani și ori, poate și mai mult, se cântă. Poate numai live se cântă în Palatul Național. Poate numai da, live. Da, numai live, e condiție. Ani, da. E o condiție. Ei, poate sunt, depinde din ce sărbători sunt. Dacă e spectacol comercial, se cere să fie live. Dacă nu e comercial, probabil să mai cântă o fonogramă acolo. Ei, dar asta e altă întrebare. Dar pe timpuri erau așa de mulți artiști, era finalul anului și nu era atât tehnica asta așa să-i sonorizez fiecare, să-i placă la fiecare. Probabil, din considerențele astea, să nu fie nicio gafă, să meargă la televiziune, să meargă direct și să meargă secundă în secundă. Dacă s-a început spectacolul la 8, trebuie să sfârșească fără 5, 10 sau invers, da? Și era sincronizată tot timpul. Timpul era sincronizat. Și trebuia să cânți și să taci. Și când cântai tu, sigur că microfonul era închis. Și la urmă nu-ți mai permiteai tu să spui, mulțumesc frumos, uite, eu, Amuș, eu, așa îmi place că cânt aici. Nu, n-ai vei dreptul pentru că trebuia să cânte altul, că erau date 30 secunde să ieși de pe scenă sau poate mai puțin. Deja te anunța pe altul. Tu nu trebuie să... Și niștiind că lucrează sau nu lucrează, mai bine nu spuneai nimic. Da, dădeai microfonul într-o parte și... Dar poți să spui și aici o... Dar tu...
Și aici e un avantaj, dezavantaj, știți cum se comunice așa, cum simte inima, e tare frumos. Noi la același timp știm prea erau frumoase. Noi venim din plăcere. Da, și acum sunt la concert, apropo, sunt concerte în care regizorul îți spune, fără salut mult, fără vorbea, cum cântăm și ieșim. Da. Lucrează microfonul, îți permis două fraze la urmă să le spui. Da, da, trăim timpuri frumoase până la urmă. Timpuri frumoase, da. Și aici oamenii scriu că totuși sunt psihotare, muncesc, dar tot cu gândul acasă rămân. Salutări din Marea Britanie, tot cu gândul acasă suntem. Bravo, sunteți foarte bravo băieți, mult succes în continuare, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Eu să-mi cânt o melodie, să-mi iau grijă de cei care sunt omagiați. Da, da, vedeți că și doamna aia... Și pentru aia... Mihaela, care sărbează acum, o pe două. Pe 14. A, ea sărbătorit cu două zile înainte. Da, doamna asta care a zis, doamna zile doamna înainte. Două înainte, pe două hai, zile. Hai, facem, mă, și la cei din urmă, și la cei dinainte, să ne fiți sănătoși, să aveți parte de dragoste, de viață frumoasă. Și sora mea, pe 12, a avut ziua de naștere. Hai și pentru sora, cum o cheamă? Iuliana. Pentru Iuliana, pentru Mihaela, pentru Elena, pentru sora lui Elena, da? Pentru un domn? Da, da, și pentru... A zis un domn ceva? A, soțul a spus, soțul da. Soțul e acasă, soția e de psihotare și a zis că sărbează de grabă, pe 18, da? Pe 18, duminică. Hai pentru toți și cei care poate n-au ajuns cu mesajele la noi, toți omageații care sunt acum, poate la masă, și ridică paharele. Și pe doamna bunicuță Zenaida. Chiar și nu bunicuță, avem și bunicuță. Că când cu el meu, sigur că e pentru aceiași mai în vârstă, așa, dar se regăsesc toți. Să dea-și avea noroc, să te pot opri în loc și în tinereță să mă întorc. Nu aș vrea averi sau bani, nu m-aș teme de dușman, aș dori întâi de toate sănătate. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă, mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Anii vin, anii se duc, cum râu apele curg, și nu pot din urmă să-i ajung. Cu prietenii să stai și să crezi că ești în rai, te vei plânge sau petrece, viața trece. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-și cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă?
mai rămâi, nu cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mai iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu cer mai mult nimic. Mai rămâi, nu cer mai mult nimic. Viață, fir da, de ață. Da, nostalgie, domnul Gheorghe, asta așa în extrema aia de nostalgie. Mai am eu de astea, da, mai noi știm, noi știm, dar e frumos până la urmă, noi toți oamenii suntem așa, din extrem în extrem. Azi chefuim, ne simțim bine și după care, după două ore, exact ca începutul vostru, într-un colț de masă, da? Cum da. Cânta melodia. Nu, într-adevăr, când mă duc cu colegii mei în diasporă, cu spectacolul, sigur că eu îmi doresc să cânt primul, pentru că se pot cânta acea cânce. Aceste da, cânce la de sfârșit de da. Ceremonii, când poate și băutură mai mult se servește, poate și lumea se distrează mai mult, mai dansează niște sârbe și să-i cânți cânce de suflet da, atunci da, când el, sufletul deja de în altă, la altă gă. Și de aceea îmi place la început de spectacol să cânt, să-mi pot permite să cânt toate cântece, viață, fie de ață, tata, alții, nu mai zic și de fata tatii, dar să fie la început de spectacol. Da, aici, apropo, pentru că aveți... lumea mai lăcrămează, sigur că lăcrămează de bucurie, nu zic, dar lumea lăcrămează, eu văd cei care fradonează cu mine, care cântă cu mine, care lăcrămează. Oh. Aveți așa, apropo, să-l citesc ca să vă cântați fata tatii neapărat astăzi? Oi, n-am cântat-o de mult, nici am lăsat-o. Copii, tot am lăsat-o așa într-o acasă. Parte, deja atât de des am cântat-o. O să o cânti formația de ies, mai. Fata tati? Da. Hai să o cântăm cu toții odată și da, lasă-mi da. Cânti băieții, fata tati. Chiar dar, vreau. Apropo, aveți aici un urmăritor care el are foarte multe mesaje și foarte multe doleanță. Ce faci cu ei așa în cazul ăsta în care se trimit mesaje fără număr? Au un pachet special sau cum? Dar cine-i? Poate domnul de România, Yamandi Goga. Nu cunosc. Probabil nu. E un fan de-a meu. Da, toate da. Că mai am fani, să nu uit la urmă, am un fan. Hai că pe 18 ziua bunicuții mele, adică a soției, să văd ce melodie mi-ați ales. Se fac 45 de ani de iubire și toate belelele au curs. Ori găsim băieții ceva, poate. Mă gândesc neapă până cântați, totuși să le oferim, să mai vorbim cu băieții, pentru că aici mare parte mesaje la voi vin și după mine sunt suficient de multe. A fost o dedicație recent de la Cerneu Slavale. Hai la Cerneu Slavale. Da. Vreau să dedic părinților meu și ei de la Cerneu, știu bine că se uită acum. Bine a zis că noi stăm 3 ore, probabil. Stăm și 4 dacă trebuie. Nu ne-am săturat, eu am cântat de bea. Hai. Această melodie pentru toți cernăuțenii mei. Îndeoseb pentru părinți. Bid la cernuți. La Cerneuți, la vale, de la Cerneuți, la vale, s-a făcut o trecătoare tinerețea mea. Trecătoarea-i printre brazi mai, trecătoarea-i printre brazi, să treacă numai soldați tinerețea mea. Uite, mamă, trenul vine. Uite, mamă, trenul vine și mă ia de lângă tine, măiculița mea, și mă duce în zări străine, și mă duce în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni, măiculița mea.
mai arma lângă mine. Nu mai arma lângă mine și Batista de la tine, mândrulița mea. Pe Batista este o floare, pe Batista este o floare, să-mi șterg fața de sudoare, mândrulița mea. Să-mi șterg fața de sudoare și ochii de lăcrămioare, mândrulița mea. Of, Doamne, măi, tare, Mihai, tare m-ați emoționat acum, da. Așa te scoate în evidență, așa te reprezintă această melodie. Da. Probabil tot talentul tău ai posibilitatea să-l arăți în această melodie. Și vibrația cei care trebuie să fie. Și tot ce ai tu mai bun. Duceața, eu nu știu, nu-l cunosc, nu-ți cunosc tot repertoriul, pentru că sigur că nu-i repertoriu. Ai și cântecul tău proprie, da? Am câteva. Hai să-l accentuez când o să-l cânti, da? Bine. Da, cântă, da. Ne cântă Marin, dar nu uita să accentuez cânticul tău propriu. Așa. Da, ce frumos cântă, măi, cântecul ăsta. Nu știu, eu l-am auzit în multe, dar un băieț simplu, băieț care ziua promovează un brand de băutură, de vin, și uite seara ce fac ei, minuni. Eu că sunt oameni fericiți că fac ambele lucruri, că reușesc să fac ambele lucruri, da? Dar cât de frumos! Asta e tare frumos. Și sunteți oameni împliniți după Sperăm mine. Sperăm că ne reușește. Aș vrea să tu, mai adaug... Marine, ai cântece care poți să arăți tot potențialul tău. Ia mă lăsăm noi comenzile astea de pe ele. Da. Dar cântece... Să cu ceva vesel. Numai să te reprezinte pe tine, să te simți tu bine. Eu zic că o să mă reprezinte... Și piesa care urmează, aș vrea să remarc câteva chestiuni. Este vorba de Fa Marie cu Paris. Și nu știu dacă știți povestea ei, dar Fa Marie cu Paris pentru prima dată a fost cântată pe scenă de către Doina Grama, mătușa mea, în Țaul, acompaniată de orchestra Alboteanca. După asta a fost deja preluată de Mihai Ciobanu, probabil? Nu, de Glip. De Glip. Marie cu Paris? Da, îmi pare. Nu? Nu cunosc, numai bine nu... În fine, și doamna Bijenaru și Nicolae Glib și mai nou Ioan Paladi, mânduit, da? Haideți să mergem cu Fa Marie cu Paris. Hai! Fa Marie cu Paris, mă, de ce vrei să te măriți, mă? Te grăbești la măritat, mă, ca floarea la scuturat, mă. Floarea florește odată, dar tu nu te mai faci fată. Hai la 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 la. Numai inima de fată știe dragostea curată. Șa-la-la-i-la-la-i-la-i-la. Fa Marie, draga mea, mă, te rog nu te mărita, mă, că de măritat nu-i greu, mă, dar vezi să nu-ți pară rău, mă. Floarea florește odată, dar tu nu te mai faci fată. Lai la 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 la. Numai inima de fată știe dragostea curată. Lai la 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 la. Poartă roche înflorată și
și mai stai vreo 2 ani, fata. Și basmaua într-un colț, mă, ca să te iubească toți, mă. Floarea florește odată, dar tu nu te mai faci, fată. Ai la 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 la. Numai inima de fată știe dragostea curată. Lai la 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 la. Famarii cu barismă, de ce vrei să te măriți, mă? Te grăbești la măritat, mă, ca floarea la scuturat, mă. Floarea florești odată, dar tu nu te mai faci, fată. Lai la 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 la. Numai inima de fată știe dragostea curată. Lai la 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 la. Floarea florește odată, dar tu nu te mai faci, fată. Lai la 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 la. Numai inima de fată știe dragostea curată. Fa Marie, draga mea, mă. Marini, măi, Marini, aici a cătat și el acolo, a cântat dulce și el, a cătat și el una așa, să-și pui, măi, ce frumos. Măi, mie îmi place foarte mult, dar eu cred că un noroc îl poartă și Tatiana, are norocul da, că sunteți voi astăzi, nu, ea este prima dată, da, chiar, dacă nu a fost invitată înainte în spectacol, dar nu, nu s-a întâlnit, cred că, drumurile noastre, că... Cum la zi, era timpul să vină, nici vorbă nu-i, dar uite, așa că ți-e ușor cu ei? Da, chiar o energie foarte plăcută, foarte ușoară, băiețe, domnic, sunt domne, deja cu familie, ce? Au o energie foarte faină și, și tu te-ai mai degajat. M-am degajat și chiar eu savurez, nu știu, toți da. Cei din online cu siguranță sunt aceeași chestii, chiar savurez. Eu sunt tare curioasă, voi informații cântați doar voi în doi? Nu, dar e atât îți zic, atât îți de, nu vreau să spun, atât de perfect. Cu minți, da, că n-ai da. Frică. Manierat și educat. Da, așa. Nu, nu ți-i frică că ceva o să întâmple, că o să uite cuvintele. Nu așa, relaxați, stăm, noi dansăm. Clar, asta e norocul nostru, norocul voi. Urmăritorilor care acum sunt conectați cu noi, au da. Parte de un spectacol adevărat. Și ca să chiar rețineți foarte bine, asta este formația Diez. Da. Așa-i găsiți pe YouTube, pe da, dar oamenii să știi, dați-mi voi să vă întreb, cântați și cu instrumente sau doar așa? Pe bineînțeles. Și aveți și instrumente, da? Adică și cu instrumente ești, da? La solicitare. Deci, la solicitare, la plăcerea fiecăruia, da, trompetă, saxofon, tambal, prezentatoare, da? Tatiana Hegea! Știi care este ideea, domnule? Cu siguranță, dacă dumneavoastră veniți cu un program sau eu, cu siguranță ne-am dorit să fie așa o echipă acolo, pentru că îmi par foarte organizați. Îmi pare că la dânsi fiecare fir din ăsta e la locul lui, sunt foarte organizați, foarte perfecți așa la capitolul ăsta și deja inclusiv și la voce și la repertoriu. Vine de la Briceni, vine de la Briceni Marin, vine Mihai de la Cernăuță, ce vrei tu? Da, voi dacă n-am mai fi aici... Pe maestru Paulenco, știți, nu? Am făcut canto la ați făcut ca aia, normal, la Cernăuță. El a făcut canto, dar el îi... Îl cunosc și eu pe domnul Paulin. A fost și Marin. Salutări. Deci eu la dumneavoastră la fel am făcut câteva ore de canto domn. Și domnul... Are nevoie de sănătate că e... Da. Are da. O vârstă frumoasă. Îl salutăm, maestru Paulenco, sănătate, aveți mult. Salutări, domnul. Ideea că domnul Gheorghe, de câte ori mergeam la el, el îmi vorbea despre Cernăuț. De ce zic, da. Eu am fost acolo, dar mă rog, întreagă, n-am avut tangența asta, sunt chiar să dialoghez cu oamenii. Și deci, cum vorbea domnul Paulenco, eu am acolo e rai, acolo e, Doamne, Doamne, la cât de frumos dumnealui știe să redea tot tradiția locală acolo, tot frumusețea acelui minunat. E ceva fantastic. O și... să limpezească apele în partea aceea și o să mergem împreună. Eu mă duc des. Domnul Gheorghe, cu mare dragă. Cu emisiunea să zicem, cântați da, dar chiar ar fi o idee să facem așa o caravana emisiune, știți? Da, am vrut caravana, să fac. Caravana merge în diverse orașe, în diverse țări. Vezi că emisiunea a apărut în... Da, în timpul ăsta mai grele. Nu, în pandemie. Uh-huh. Și noi ne-am propus așa ceva, că să plecăm, să facem o emisiune în Transcarpatia acolo. Uh-huh. După Zacarpa... Sub Carpați acolo, da. După Carpați, da?
Transcarpatia. Și acolo sunt, nu la Cernuță, eu am în parte cei mulți prieteni, da? Acolo sunt vreo 6 comune. Românești, da. Apșa, românești, da. Apșa de sus, Apșa de jos. Da, 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 da. Slatina. Slatina și Biserica Albă. Biserica Albă, da. Da. Și eu atât des am fost că eu îmi propuneam să merg cu echipa, cu camera și să facem acolo, da, cântați cu noi, ce... cu talentele de acolo, de pe loc. Și frumos. O seară. Dar cum ați ajuns la Chișinău, domnul Mihai? Dragostea, mă. Da, așa eram sigur, femeile astea. Din așa peizaj acolo, așa zone frumoase. Sau că nu muzica, nu muzica te-a ajuns. Muzica tot. Dar mai oricum prioritar femeie, după aia lângă femeie înflorești și cânti și toate îți merg bine, nu-i așa? Minunat. Domnul Gheorghe? Domnul Gheorghe a fost la Cernăuț prin anii 90. Da, da, sigur. Îți țin minte, era postul mare și domnul Gheorghe a cântat acolo un concert și la urmă și primarul și-a spus îi dă Dumnezeu sănătate lui Gheorghe Țopă că ne-a făcut zbătenii din palmi în post. Așa era pe timpuri, măi. Așa era pe timpuri, când eram eu. Da. Eu cred că dacă se bază în palmi, se poate oricând. Corect. Mai ales dacă o faci cu inima. Mai ales dacă de palme, da. Dacă te veni cu confesiuni, domnul Gheorghe, dați-vă zic și eu o confesiune, se poate așa, între pauza asta muzicală. Eu când eram mică, nu erau acum accesăm internetul și că scoatem versurile, da? Pe atunci când eram mică, aveați șlagurul ăsta, o Antonella vino iar pe strada cea de altă dată. Și chiar dacă este un text care îl cânt un bărbat în sau unei femei, eu îl cântam melodia asta, eu o cântam, mi-mi plăcea tare mult. Și cel mai important este că noi nu scoteam acum textele, băieții au totul, pacă, ai scos pe versuri.com și toate, dar noi erau difuzări pe radio, 3 pe zi maximum, da? Și trebuia să prind difuzarea matinală, după care la amiază și aia după chindie, așa, a treia. Și eu scriam versurile astea și am și acum, domnule, un caiet cu toate cele mai actuale șlagări pe timpul ăla, erau anii 90, 90 ceva, și o să vă la duc și o să vă la arăt și o să fiți cu siguranță mândru de acest efort a nostru, generația asta care scriam versurile, cântam și asta zic, îmi pare foarte nostalgic, foarte frumos că sunteți și astăzi atât de vital, frumos, în formă vocală perfectă și oamenii vă iubesc. Asta mă duc și iar mă laud pe mine. Eu vă laud ca să mă lăudați dumneavoastră pe mine. Oferă și vei primi, știți, da? Vorba aia. Fă bine și bine ți se întoarce. Nu, eu de fapt sunt cu inima așa. Eu spun gândurile pe nume, da? Așa. Cine cântați, băieți? Ce mai aveți pe... Cântăm, da. Fata, da, tati? Facem fata, așa, poate facem așa o improvizație. Dumneavoastră o strofă, după care băieții, nu? Venim cu o surpriză extraordinară. O, la, la, în premieră, zi, exclusivitate. Hai. Băieții cântă, băieți. Are și omul dorul său și când pleacă undeva, dorul i-arde inima. O fi dorul dram de tei, o fi stol de porumbrei, o fi plop de chiar de stea, colo la botanica. Aici mi-e casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, măi, fioare, cu-n șapta ta. Aici mi-e casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, măi, fioare, cu-n șapta ta. Izvoare la Rășcani, fără larmă de tramvai, Chișinău-i costeran.
vara am freamă străzile și de argintă miezile, iarna arnă metele și brune pe fetele. Aici mi-i casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, mă înfioară cu șapta ta. Aici mi-i casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, mă înfioară cu șoapta ta. Și-am trecut pământul la ca la ușa ta să bat. Știu că sunt orașe mari, unii le visează chiar, dar eu nu dau pe nimic Chișinăul meu cel mic. Aici mi-i casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, mă înfioară cu șoapta ta. Aici mi-i casa cea cu povești, cu trei mușcate la trei ferești. Aici o frunză, un fulg de nea, mă înfioară cu șoapta ta. Scria domnul Gheorghe înainte. Da, da. Ce muzic scria, ce voi... text. Frumoasă perioadă. Ați cumva ați trăit voi, cumva, generația asta de artiști, că era fiecare text, muzică, totul era așa, peste ani ne-am luat cu noi, da? Dar azi vedeți noastră, se fac melodii, se cântă astăzi, mâine nu se mai cântă, nu aici se mai știu, se uită. Da. Da. Deci știți ce am provocat noi aici? Foarte multe amintiri care vizează domnul Gheorghe Țopa, cu păr lung, când era tânăr. Când... aici lumea s-a lansat în amintiri nostalgice și probabil e melodia aia. Nu, lumea vrea să spună că mă cunoaște de mult. Asta e clar, clar. Ia uitați, vă țin minte de mică copilă, da, când venerați prin sate. Tu ai cântat, Marin? Ați cântat, da? Parcă. Marin, trebuie să cânti și apoi cânt eu. Vreau să cânt o cântică, îți mi-a ce aminte pentru fani. Marin, tu ești din Colicăuți? Un fan adevărat. Ia fiți atenți, mesajul ăsta din acum, ți-l băgăm. Transmiteți lui domnul Gheorghe că el a fost la Marin acasă în Colicăuți când era mic. E ca așa? Da, eu mi-amintesc. Nu, eu am fost la el însă. Păi eu eram mic în școală și m-am ascuns prin casă rușinos. Uite cum a fost. Am fost odată cu Colindu. Prima dată am văzut că... De Crăciun a fost la mine în curte. Porțile sunt deschise... La toate. Și așa stau cu porțile deschise la Colicăuți. Și azi tot, da? Și în timpul și în ziua de azi, da. Poate nu toți, dar și în ziua de azi. Dar erau cu porțile deschise toți, mai ales la Crăciun, exact. Porțile deschise și puteai să intri. Mergeai pe drum, te întâlneai cu alți colinți și care mă cunoștea mai că eu, mai asta, dar mă colindau și am fost la tine în casă, da, pentru că eu am intrat cel puțin la vreo 10 gospodari. Ați fost chiar atunci când ați lansat piesa asta, Lăsați poarta largă deschisă. Da, da. Asta și-a fost lansată pentru că am văzut porțile deschise la Bârceni. Și pentru că mi-ați amintit de casa părintească și pentru că tare mulți care stau acum live. Și acolo e prietenul meu, Ghenadi Lupu, și o rudă de mea. El este cu ochii pe noi, sunt sigur. Sperăm că ne urmărește. Da. Dacă mi-ați adus aminte de casa părintească și dacă toți suntem fiecare de noi departe și cei care ne urmăresc live, bineînțeles, sunt la fel departe și stau cu dorul de casă,
am să fac o piesă tot așa destul de profundă de Ștefan Pietrache, Chemarea casei părintești. Cum ne risipim prin lume, cum ne înghite ea pe noi și spre casa părintească greu e drumul înapoi. Am plecat, plecat de acasă, dorul vede ce-ai tăcut, inima din piept fierbinte, pasăre s-a prefăcut. Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să îndepărtată? Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să neuitată? Ca într-un vis ce ne ropește, auzim al mamei clar, puiul mamei de departe, iarăși singur am rămas. Cerul întreg atunci se lasă peste umeri înstelați, pașii noștri întoși acasă, dulcea vatra o sărutați. Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să depărtată? Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să neuitată? Cum ne risipim prin lume, cum ne închide ea pe noi și spre casa părintească greu e drumul înapoi. Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să depărtată? Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să neuitată? Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să depărtată? Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Ce faci ca să ne uitată? Măi băieți, tare frumos voi cântați. Măi, eu așa plăcere de la emisiune n-am primit de mult, de mult, de mult. Pauza înseamnă că nu ai replică, știți când... Măi, vreau să știți acei care sunteți de departe, din România, din Cernăuți, e peste hotare, poate n-ați fost de mulți, mulți ani acasă,
aceste cântece am trăit și eu. Acest cântece eu cântam și eu la dansuri. Este cântată de Ștefan Petrache, care este pământeanul meu, de la Sălește. Și mă mândream și eu când aveam 13 anișori, 14, 15, când cântam și eu, știam că Ștefan Petrache de la Nisporeni. Că Nicolae Caragie, am vrut să spun că, păcat că a decedat Ștefan Petrache, pentru cei care nu cunosc, dar este Ștefan Caragie, Nicolae Caragie, care a cântat în Orizontul. Și cum cânta el Ioane, Ioane sau ce cânti acolo, da. Parcă îmi părea că nu cântă nimeni mai bine în... Și stilul cea la Orizontul era deosebit și îl știa în toată Uniunea Sovietică. Și mă mândream că el tot e de la Nisporeni, chiar din orășelul meu, chiar îl vedeam, multe ori îl vedeam pe stradă. Mai așa mi-ați... Ce frumos! Dar cum alegeți voi cântile astea? Da, asta am vrut să remarcăm, cu un repertoriu foarte bine ales, foarte delicat, foarte rafinat, foarte sigur sănătos. Sigur că la Petrece se cere altceva. N-ai dar mi se pare că nu cânt orice băieți, mi se pare că e așa oricum, chiar și la Petrecere aleg așa, da? Da? Nu, de ce? Așa. Da. Tot ce trebuie. Tot ce, absolut, da? Da, frumos tot. Da, să cânt și eu, dar... Dar vă rog frumos, poate ceva, dar mudăm în extrema asta, mai pozitiv, nu? Ca să ne emoționăm tăți, așa, tot de aspra acum să iei bilet și să vină acasă imediat, acum. Dar poate mesajul vostru o să impună pe cineva, suni acum, spune pe telefon, pe mama, pe tata, suni. Mai pentru voi, după aceea cântați cânt cel care ați vrut voi. Da, eu vreau să cânt... În special pentru, am o fană devotată, cea mai puternică, cea mai devotată fana mea a cântecelor mele, de, mă urmărește de când am primit pași în scenă, cunoaște toate piesele mele, cunoaște toate spectacolele, tot ce s-a lansat, CD-uri, casete, cum era pe atunci. Are de toate, are tot, îi zice Mihaela, este de la Botoșani. Și vreau să-i cânt cânticul ei preferat, Lacrimă amară. Țin când m-ați dus încolo în copilărie. Plecat într-o seară de vară, te-a chemat, te-a furat un băiar. Și mi-i dorul nebună povară, și mi-i sufletul neîmpăcat. Ei, nu știu vina cui va rămâne, poate a mea, poate a ta, poate a lui. Ce mi-i soarele zile de mâine, dacă a fost o iubire și nu-i. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă-ncearcă iară, mă-ncearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe reîncep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. La-ra-ra-ra, la-ra-ra-la-la, o-o-o-o-o-o-o. La 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 la, la 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 la, oh 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 oh. Ești departe, 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 frunze coaptă și freamătă greu. Calea robilor veșnică arde, o fi calea destinului meu. Eu te chem cu străbune țărâne, eu cu ziua și noapte te-aștept. Ce mi-i crinca această de pâine, dacă inima-i lacrimă-n piept. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă-ncearcă iară, mă-ncearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe de încep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren.
la 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 oh 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 la 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 oh 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 lacrimă amară, lacrimă amară, mă-ncearcă iară, mă-ncearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe de încep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. Lacrimă amară, lacrimă amară, mă-ncearcă iară, mă-ncearcă iară, ca un vechi refren. Amintiri și clipe reîncep să doară, ora e târzie, e pustiu în gară și nu mai vine niciun tren. Și nu mai vine niciun tren. Și nu mai vine niciun tren. Energie. Faine, faine melodii. Doamne, doamne, are chip să-mi placă în emisiunea asta și are chip să mai vreau să mai vin o dată, domnul Gheorghe. Mă gândeam numai azi așa să fac un experiment, dar mi se pare că o să mai vin încă la una. Încerci, vezi. Mă gândeam că azi. Vezi, faci cunoștință. Azi faci cunoștință și mâine dai acordul. Da, da, nu, da, ne-a plăcut da, da. De la primul pas de când am intrat și mai ales că trăiesc chiar aici aproape, peste o casă. Ce fain. N-ai așa făcut ca mine înconjurată stăuceniu. Studioul ăsta. Eu am spus că e ultima casă când ești din Chișinău. Ultima casă când ești din Chișinău. Băi, asta e unul. Dar ea a venit de la... Eu am venit din Chișinău. De la Friuleni. Lăsați că toate peripețiile astea mi se pare că au menire. Au menire. Eu văd stăvcenii, dar nu văd casa. Așa că norocos ține că ești chiar aici. Trebuie să-ți spun că stadionul care o să deschidă nu știu în ce an, până ajungi la stadion. Care stadion? Acei stadion, nu știi? Ce știu, Arena știu. Nu știu, da? Arena? Arena, eu știu. Arena vă referiți. Păi el deschide deja, mare parte, multe acolo activități sunt. Da? Da, noi știm, domnul Gheostău, ce mai este o adresă concret, dar asta cât că rămâne în culisele noastre, important că suntem aici și avem așa și putere să ascultăm băieții ăștia minunați pe dumneavoastră. Și iată să ne conectăm cu oamenii dragi care încă trimit mesaje și ne-am convins încă că voi sunteți iubiți băieți, da? Sunteți iubiți, apreciați și vinul vostru promovat este și el apreciat. Eu una când o să cânt eu, da? Da, eu cred că ar trebui voi deja să... Da, voi. O să cânt un cântec din repertoriul meu, personal. Hai să vedem. Chiar dacă îmi permiteți. Iubita mea, în brațe-am să te strâng, să simt parfumul florilor de mai. Iubita mea, cu drag vreau să te alind și-o ta guriță dulce să-mi o dai. În seara asta te aștept sub tei, pe banca noastră unde ne-ntâlneam, să ne amintim cum ne plimbam pe alei și cât de dulce noi ne sărutam. Luna, stelele ne urmăresc, numai ele știu cât te iubesc, pentru tine florile înfloresc în primăvară. Luna, stelele, doar ele știu, fericit cu tine pot să fiu, pentru tine florile înfloresc în primăvară. Iubita mea, aproape vreau să fii și inima să-ți simt bătând ușor. Vreau de iubire doar mie să-mi spui, de dragoste, de dragoste să zbor. În seara asta te aștept sub ei,
pe banca noastră unde ne-ntâlneam. Doar Teiu știe cum noi ne iubeam și-ndrăgostiți ca doți atunci eram. Luna, stelele ne urmăresc, numai le știu cât te iubesc. Pentru tine florile floresc în primăvară. Luna, stelele, doar ele știu, fericit cu tine pot să fiu. Pentru tine florile floresc în primăvară. Stelele ne urmăresc, numai le știu că te iubesc. Pentru tine florile înfloresc în primăvară. Luna, stelele, doar ele știu, fericit cu tine pot să fiu. Pentru tine storile înfloresc în primăvară. Da 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 da. Bravo! Să menționăm și autorii, domnul Mihail. Maria Stoianov. Așa, text și muzică, da? Da. Minunat. Bravo, bravo. Frumoasă melodie dansantă, așa, gata, ne-a scos din melancolia asta care ne domina până acum. Dar până la urmă nu poate fi altfel. Domnul Gheorghe, dar cam cu dâși am stat până la 12 noapte, mi se pare mie, că avea ce cânta, nu-i așa? Stai că să cânte Marin, hai! Da? Așa. Da, Marin are acolo un program de vreo 2000 de cântece și... A, păi zic, până după miezul nopții... Da, i-am promis domnului Gheorghe Țopa că facem o piesă la început, vedeți despre ce este vorba. Este un colaj și a doua piesă este ceea ce așteaptă domnul Gheorghe Țopa. Ia să vedem. Foaie verde, măr domnesc, lume, îmi place să chefuiesc. Cât are mi-i dragă viața, lume, să beau până dimineața. Da, foaie verde, măr domnesc, lume, îmi place să chefuiesc. Cât are mi-i dragă viața, lume, să beau până dimineața. Să ne câte ochioar, să stăm până mâine seară, să stăm până mâine seară. Păi și-o trompet de-ar cânta, până-npoi mâine om sta, până-npoi mâine om sta. Simă! Da, pe cenunchi cum între-ne, măi, lune, să le sărut cu zile. Cu vin pun să dau noroc, lune, să cânte dor și să joc. Da, pe cenunchi cum între-ne, lune, să le sărut cu zile. Cu vin pun să dau noroc, lune, să cânte dor și de joc. Să ne câte o fioară, să stăm până mâine seară, să stăm până mâine seară. Păi și-o trompetă de-ar cânta, până-npoi mâine vom sta, până-npoi mâine vom sta. Viața-și trăiește, lune, și ce-i place tot iubește. Și petrece cât se poate, lune, chiar de-o fi și-o zi și-o noapte. Dar cine-i pun viața-și trăiește, lune, și ce-i place tot iubește.
și te trece cât se poate lume, chiar de-o fi și-o zi și-o noapte. Să ne cânte o vioară, să stăm până mâine seara, să stăm până mâine seara. Păi și-o trompetă de-ar cânta, până poi mâine vom sta, până poi mâine vom sta. Să ne cânte o vioară, să stăm până mâine seara, să stăm până mâine seara. Păi și-o trompetă de-ar cânta, până poi mâine vom sta, până poi mâine vom sta. Măi, trandafir, de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir, de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Păi lunca e lunca, iarba-i verde, și-am iubit, nu se mai vede. Dar ce-a fost verde s-a uscat, și-am iubit s-a scuturat. Da, trandafir, din Chișinău vino să te iubesc eu, măi. Trandafir, din Chișinău vino să te iubesc eu, măi. Din lunca e lunca, iarba-i verde, și-am iubit, nu se mai vede. Din ce-a fost verde s-a uscat, și-am iubit s-a scuturat. Da, trandafir, moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc, măi. Trandafir, moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc, măi. Lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Dar ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir, floare de foc, știu că ai să-mi aduci noroc. Trandafir, floare de dor, dragostea flăcăilor, măi. Păi lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Dar ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir, roșu ca focul, nu-mi găsesc de tine locul. Trandafir, roșu ca focul, nu-mi găsesc de tine locul. Pe lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Dar ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Dar lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Dar ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Niciodată n-am știut că așa multe strofe are trandafirul ăsta. Băi, bravo, băieți, băi, voi munciți, ai cinstit și frumos. Voi munciți, într-adevăr. Mulțumim pentru apreciere. Sper că apreciază și cei care ne văd de departe live. Băi, v-am văzut cum cântați voi și... tu ești prezentator, nu, dacă... dacă trebuie, da? Tot e un hobby, da, da. Eu și moderez petrecerile, noi și cântăm împreună. Dar și uitați așa, doamne, doamne, fiecare are... Nu, chiar să duci prezentator și se întâmplă, se întâmplă să nu te invite, pentru că o să cânte tot ei, să ei cum o să mă invite? O să mă invite, pentru nici pe mine nu o să mă invite, că ești cântă, ești... Ești dansează, probabil, nu? Dacă dar nu ne gândeam la un moment dat, da? Unde mai facem bani, să ne învățăm a juca acolo. Dar ce, dar sunt, nu, nu sunt niște momente, sunt băieți care chiar dansează așa, au dansuri împreună, așa. Ar fi o idee, la voi deja mai matur, mai conștient, mai așezat, așa.
Da, de fapt este un talent, eu cred că dacă vă reușește ambele și oamenilor le place și vă invit în continuu și pun preț pe implicarea voastră. Da, trandafirul. Da, frumușel, frumușel de tot. Frumușel. Și poziția vocală atât de faină, așa, așa sună sus. Da, cernăvuțul. Vă cucerit. Da, floare și ei care se scutură. Da, cei care sunt. Și floare și ei care se scutură. Ei s-au scuturat, domnul Gheorghe, gata. Băi, eu nu știu cei care nu ne privesc, să ne priviți mâine, mâine dimineață. Dacă n-ați văzut, uitați-vă în reluare. Deci și domnul noi, Gheorghe azi are de asta, se numește extaz, extaz noi de și împlinire. Punem 3-4 melodii, punem, data asta la voie să punem pe toate. Așa. Le punem pe YouTube, lasă bonus. Să fie acolo. Da, chiar când frumos, da, băieții. Dar să întrebăm și oameni ce simt, cum le place, cum le par melodiile, da, cum mai scris. Mai dați niște inimioare, da, acolo. Da. Eu îmi pare că și oamenii se uită acum și rămân așa, cât de frumos și dulci cântă băieții ăștia, nu mai iau replică, să mai scrie, care, da? Voi știți, când oamenii nu scriu, apă le judă. Cu toate că muzica populară e mai mult e apreciată. Și mai multe mesaje o să aveți în muzica populară. Ca să știți. Vă spun așa pe secret. Ia stați că aici a apărut și finalul meu, domnul Mihail. Da? Ia. Nașa a fost prima, dar acum fina vă scrie, da? Bravo, formația Diez, realizări frumoase, Nașu Mihai, felicitări. Ia, ne mândrim nespus de mult. Nașule, Maria, vă dorim multe filmări TV, sunteți super, așa? Mersi, iată așa, iată așa. Las că-ți vii la noi și noi să-i filmăm. Ce... Păi... Lasă, mai duc pe undeva. Mă lăsă, nu au fonogramă ca alții. Da, dar apropo, a câta oară cumva sunteți așa în cadrul unor filmări? Mai aveți experiență sau sunt printre... Păi nu prea. Sunt cumva... Pe TikTok. Pe TikTok, TikTok acum. TikTok acolo, toți. Da. Vă mulțumesc frumos că nu m-ați refuzat din prima suneta meu. Am fost așa receptivi, cu toate că mi-era frică. Am văzut cum lucrează, și nu la partea muzicală. Dar credeam că el, dacă mi-a spus deodată că eu sunt de la Briceni, când se aduc eu de la Briceni? Când să le promit și eu să pot, că se întâmplă că noi n-am avut. Da. Iacă, uite, deja sunt 2 luni de când n-am avut emisiune. Dar asta se poate, noi totuși un procent foarte mare, nu-l avem acum în direct cu noi, pentru că ei s-au deprins totuși. Miercurea, noi facem emisiune miercurea. Dar asta este vineri. Poate și mai bine că vine seara, mâine nu se duc la lucru, astăzi se uită până la sfârșit. Dar pe viitor, ca să știi acum oameni, pe viitor când va fi? Rămâne miercuri? Miercuri, rămâne, deci nu că noi suntem ocupați în zilele astea. Da, și tu ești ocupat. Așa, și... Da. Da, așa că ceilalți reveniți miercuri, în fiecare dacă, zi miercuri, să știți, gata, dacă o să facem o miercuri, nu o să fie, o să fie vinovată Tatiana. Altă miercuri să fie vinovată eu. Nu, altă miercuri să fie vinovată eu. Mulțumesc de completare că... Dacă nu e emisiunea, înseamnă cineva nu și poate. Și dacă o altă nu facem, invitații ceva noptul. Da, invitații ceva s-a întâmplat și a pierdut vocea în răgușit. Da? Așa și este. Noi și-o anunțăm. Da, asta e live, vă dați seama, că nu este înregistrat, nu este nimic. Tatiana, dar vreau să știi lumea, că nu toți știu că tu ești de astăzi, ești angajată. Tu ai dat acordul, ți-a plăcut, ai zis deodată că îți place. Stați, să ducem la bun sfârșit emisiunea. Miercuri viitoare în aceeași componență, nu? Eu cred că putem să continuăm, domnul Gheorghe, dacă o să fiți așa mai gentil, mai drăguț cu mine, că eu îmi plac bărbații să fie așa atenți, mă asculte până la ultimul cuvânt. Dacă găsim noi așa un nicizelăm, noi ca prima dată. Nu uita că noi suntem în direct și eu niciodată n-o să-mi permit nimic. Nu, mă refer la să știm exact programul, pentru că eu ca prima dată, sincer, așa parcă mi se pare că nu înțeleg ce se întâmplă, dar până la urmă este ceva spontan. E mai bine așa. Da. Nu putem să... Noi, mai bine să nu ne scape ceva, știi? Da. Să anunțăm, poate avem o felicitare, poate cuiva i-am promis. Da, o să-l felicităm cu ziua de naștere. Mai dă o dată citire la cei care sunt cu mine alături. Bine. Da. O să-i dai numai familia la fiecare, ca să mergem mai repede. Da, băieți, facem așa ca prima dată, da? Cu aplauze, pentru că eu una să fiu suporter, partener, sponsor, într-un fel, bine zis. Eu mi-ar plăcea așa să fie o prezentare frumoasă. Deci, Piața Agricolă, Revencu, domnul Virel Revencu, o mulțumim frumos, așa. Lare Dan Lux, Ruslan Danilov, Trattoria, rețeaua noastră de restaurante, Valentin Brașoveanu, Tudor Hadârcă, doamna Svetlana Wolfring și Ion Scoarță. Mulțumim din suflet că sunteți alături de domnul Gheorghe, alături de noi, alături de oameni talentați, de o emisiune atât de vie, adevărată, care se produce acum în direct în casele voastre, în inima voastră, în orice colț de lume nu ați fi. Eu zic că internetul ăsta e așa o invenție
Binecuvântat să fii omul ăla care o inventați, pentru că după mine rămâne un miracol frumos. Trebuia și noi să trecem prin ceva progresiv. Da, să trecem și noi, să nu rămână numai cu amintirile cele de la țară, când ne jucam în nasip și nu avem jucării, nu avem patinaj, este la Chișinău, da? Da, patinaj. Role, cât și mai câte, trotinete. Salele este artificiale de fotbal, care poți să joci și iarna și vara și copiii au de toate. Dar până la urmă, fiți de acord cu mine că muzica rămâne a fi cel mai frumos instrument educativ. Pentru că înainte nu erau atât de mult chestii. Să-i lăudăm singuri pe noi. Nu pe noi, nu, în general. Să îndemnăm oamenii să-i educe copiii muzica. Hai să-i lăudăm pe Marin și Mihai. Dar ei sunt deja tălăudați. Aplauze încă o dată. Noi ne-am dat în iubire lor, sunt bravo, cânt frumos. Hai cântați un cântec acolo, știi, am vorbit noi, nu știu cum ați spus voi, că cântați de la Gheorghe Țopa. Dar poate faci împreună ceva așa. Păi cumva. Eu să da? Eu... Interveniți, așa. Deci atenție, atenție, dragilor, acum azi va fi ceva așa spontan. Stai, nu te grăbi, nu te grăbi, că nu-s gata toți. Nu, tu spune așa. Ia să vedem. Mi-e interesant. Da, poate de tati, nu? Sau eu e ca așa spontan. Ai spus el... Marin, care 2000 aici, înseamnă că este. Cred eu că e fata tati, nu, Marin? Da, bineînțeles. E o piesă care, din ce am constatat noi, nicio petrecere, nu oastea este miresei? Fără oastea fata miresei? Tati. Măi, poate și este o petrecere care e fără fata tati. N-am văzut. Dar știi de ce? Că înainte lua cuvânt la masa a doua, la masa cei mare, da? Când se închină, lua cuvânt fiecare om. Și clar e că când e cu fata tati, mai ales din partea soc cel mic, puteai să-l cânti și de 10 ori. Dar acum vorbește o persoană de la masă. Da, și poate să treacă, poate să treacă și fără fata tati. Da. Haideți, mergem cu fata tati. Domnule Gheorghe, o să ne faceți plăcere. Să vă dați sunet. Mai aproape, cât mai aproape. Multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate care sunt, una aș vrea să-ți cânt. E legat de al tău nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, drag și luminat. Fata tate, fata mame, cel mai dulce și mai sfânt copil. Fata tate, fata mame, o prea frumoasă floare de april. Trece timpul, e grăbit și ni ostenit, un copil să-l crești cu dor nu-i deloc ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire, să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Fanta tate, fanta mame, cel mai dulce și mai sfânt copil. Fanta tate, fanta mame, o prea frumoasă floare de april. Așa-i viața, într-o zi ne vom despărți. O să apară cineva în inima ta, dar de mamă și de tată să nu uiți vreodată, pe obraz cu lacrimi mari te vom aștepta. Fata tate, fata mame, cel mai dulce și mai sfânt copil. Fata tate, fata mame, o prea frumoasă floare de april. Fanta tate, fanta mame,
luminată fie-ți calea ta. Fanta tate, fanta mame, cu dor acasă te vom aștepta. Luminată-ți fie calea ta. Fata tate, fata mame, cu dor acasă te vom aștepta. Cu dor acasă te vom aștepta. Bravo, bravo. Maestre, deja v-ați cucerit și n-ați mai intervenit. Gata, v-ați n-am mai intervenit pentru că băieții au acolo câteva greșeli. Da, și mai ales în refren. Hai, eu înțeleg în strofă. Eu am auzit prima acolo, la care, care, prepoziția, da? Nu, nu. De câte când ce mai sunt. Dar la refren se cântă cel mai scump copil, de aici când cel mai sfânt. Copiii și așa, copiii și așa, până la 7 ani, nici nu... Sfinț, așa. Nevinovează, acum acolo. Da, dar tu cel mai sfânt copil, ce înseamnă cel mai sfânt copil? Cel mai cuminte sau ce înseamnă asta? Nu o s-o publicați. Nu, eu nu vorbesc de publicați. Să aveți în vedere, eu am karaoke, varianta karaoke, găsiți la mine. Aha. Și scriți cuvintele din nou. Asta cu voi, când, cred că când au apărut Cânti, cu prin 2000. Când au apărut Cânti? Cu tine era? Da, așa, eram... Are 23 eram de ani când eram fără păr de amă. Serios? Da. Eu am impresia că e mai încoa. Deci Cânti cu ăsta are 20 ceva de ani? M-am filmat cu el când eram... După ce m-am frezat. Cât din ce an? 96. Din nou, mai încoace. Nu, melodia, când au apărut? Eu în 96 m-am frezat. Ia că facem raport la comentariul cu părul lung, negru și des și frumos. Așa a dus lumea. Da, domnule, eu nu știam că melodia asta are 20 ceva de ani. Uimitor. Da, băieți, așa are, da? Parcă mi se pare că încă vreo 5 ani. Probabil. Da? Fata aceea s-o măritat de Ia uitați, tot nordul Bucovinei, Ținutul Hierța și nordul Basarabiei vă urmăresc cu drag, succese. Mulțumim. Iată așa. Cred că e Vasile Răuț scrie, nu? Foaie verde tei, din tei în floare, frumos cânti mai lăutare. Eu propun, dacă o să rămân eu aici, totuși o să facem așa, pentru cel mai original comentariu, îți dăm un premiu din partea partenerilor. Ce spuneți? Că lumea să aibă așa motivație, să trimită comentarii frumoase, așa, care conțin un... Da, ce frumos e asta. Două emisiuni, că tot nordul Bucovinei, Ținutul Hierții, frumos oamenii care au... Cine a scris? Vasile Răuț. Am zis că e Vasile Răuț. Da? Și Eduard Cociurca. Asta e foarte asta. Important să scrii cine e. Eduard Cociurca, da, e verișor de meu. Te salut. Da, asta e important ca... Frumoși cânti mai lăutare, a spus. Da. Dacă tot spunea Gheorghe Țopac cele populare melodii, da? Da. Adună cele mai multe like-uri. Zic cele că mai să venim cu un colaj cele așa. Cele mai mult. Mai ales că... Că e spre noi, ne privesc un procentaj mai mare de nu poate să existe. Dintre noastră ce avem noi la misiunea noastră, cel mai mare procentaj la românii, Cernăuțu, deci ea, muzica populară e mai primită. Haideți să mărim procentajul ăsta. Hai să-l mărim. Să-l dăm plăcere. La joc, că mi-e rasa busuioc, busuioc și viorel, ce mândruță frumușel. Uiu și-mi pare ghini, tiri-lam, dai, da. Am să zic că am cușini, tiri-lam, dai, da. Uiu mai drăgăstos, tiri-lam, dai, da. Că la joc tari frumos, tiri-lam, dai, da. Tairam, 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 tairam. Joc și voie bună, acolo lumea s-adună. Unii joc și veselii, acolo-mi place și nii. Și din joc cu și nidra, tiri-lam, dai, dai, da. Nu mă satur de jucat, tiri-lam, dai, dai, da. Nu mă satur de jucat, tiri-lam, dai, dai, da. Ca de duci sărutat, tiri-lam, dai, dai, da. Tairam, tairam, tiri-l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 i-
Pe cine-și
joacă și nu strigă, lumea zice mamă ligă. Cine joacă și nu strigă, lumea zice mamă ligă. Dai un strâng și când ce joc, tiri-dam, dai, dai, da. Că am la inimă foc, tiri-dam, dai, dai, da. Focul meu și-ar mândruței, tiri-dam, dai, dai, da. Și mă arde sub călcăi, tiri-dam, dai, dai, da. Tairam, tairam, tiri-dam, dai, 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 dai,
Ardo focul dragostea, cum îmi arde inima. Ardo focul dragostea, cum îmi arde inima. Dragoste, fără tine lumea n-ar trăi. Dragoste, fără tine lumea n-ar iubi. Cine nu știe ce înseamnă dragostea, la ce lasă-i putrezească inima. Cine nu știe ce înseamnă dragostea, la ce lasă-i putrezească inima. Dragoste, fără tine lumea n-ar trăi. Dragoste, fără tine lumea n-ar iubi. Și banul dat să-l cheltuiască omule, omul-i dat ca să iubească dragoste. Banul dat să-l cheltuiască omule, omul-i dat ca să iubească dragoste. Dragoste, fără tine lumea n-ar trăi. Dragoste, fără tine lumea n-ar iubi. Ardo focul dragostea, cum îmi arde inima. Ardo focul dragostea, cum îmi arde inima. Dragoste, fără tine lumea n-ar trăi. Dragoste, fără tine lumea n-ar iubi. Ce înseamnă dragostea, la ce lasă-i putrezească inima. Cine nu știe ce înseamnă dragostea, la ce lasă-i putrezească inima. Dragoste, fără tine lumea n-ar trăi. Dragoste, fără tine lumea n-ar iubi. Dragoste, fără tine lumea n-ar trăi. Dragoste, fără tine lumea n-ar iubi. Ha! Cântați cu noi! Cum fanfara? Cum fanfara? Iată așa, toată lumea cântă cu noi, cu siguranță. Marin acum cu Mihai să sfătuiesc ce să mai cânti. Știți, mai uimească. Avem ce cânta până mâine dimineață. Știți ce place mic? Acum parcă e un battle din ăsta care are o menire, ca oamenii să savoreze muzică faină, muzică bună, trebătare live. Așa că mai de Doamne așa, battle din ăsta, sănătos da, și da, productiv. Băieți, cu cine mai alentat? Eu unul i-aș mai întreba ceva așa, i-aș mai iscut de o iscut. Noi veni să cântăm asta. Da, am înțeles. Da. S-au lăudat, da, censurat, sau copii, ce să-i mai întreb? Da, mă, aici știți cât poți să-i scoidești, dar lasă. Și nana, și șina, tăță-ți pifir. Tot familia, da, îi salutăm. Rău mă dor, ochii mă dor, de lumina stelelor. Rău mă dor, ochii mă dor,
de lumina stelelor. Și mă duc, și mă tot duc până la mândrantea la noi. Și mă duc, și mă cobor până la mândra la izvor. Rămădor picioarele de umblat cărările, rămădor picioarele de umblat cărările. Și mă duc, și mă tot duc până la mândrantea la nuc. Și mă duc, și mă cobor până la mândra la izvor. Fă-mă, Doamne, un lemn de praf, să-n foc să ard. Fă-mă, Doamne, un lemn de brad, la mândruța-n foc să ard. Lemn de brad și lemn de nuc până la mândra să mă duc. Lemn de brad și lemn de nuc până la mândra să mă duc. Fă-mă, Doamne, un lemn de fac, să-l fac la mândruța pat. Fă-mă, Doamne, un lemn de fac, să-l fac la mândruța pat. Lemn de fac și lemn de nuc până la mândra să mă duc. Lemn de fac și lemn de nuc până la mândra să mă duc. Uite, măi, cât de original, cât ai vrea și-s bravă. Așa da. Aleg, așa niște... Poate nu cea mai ușoară versiune, dar uite, ei asta au ales. Pentru ei, să mai complicată, mai... Că nu cânt chiar toți. Gata, așa gata, acum s-au pus, acum te-a stăt, gata, ai intrat în azart. Hai, bine. Nu, ei știu ce au. Care vorbă, trebuie să cânte ca oamenii să vadă ce minunat cântă ei. Trece timpul. La 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 la. Dacă aș fi un pom de teac, numai tu, numai tu, numai tu, doar fi veșnicul meu ram, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă aș fi o rândunea, numai tu, numai tu, numai tu, tu ai fi aripa mea, numai tu, numai tu, numai tu. Hai cu mine, draga mea,
până la apus de soare, să-mi dai ochii gura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele, luna. Azi, acum, cu mine întotdeauna, sunt al tău și ești a mea. Zică lumea ce n-ar zice, două flori alăturea, în câmpie două spice, sunt al tău și ești a mea, cea mai luminoasă lume stea. La da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da la da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da la da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da la da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da. Dacă-s ploaie, dacă-s vânt, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă-s lacrima sau cânt, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă-s la început de drum, numai tu, numai tu, numai tu. Sau lumina care apun, numai tu, numai tu, numai tu. Hai cu mine, draga mea, până la apus de soare, să-mi dai ochii gura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele, luna. Azi, acum, cu mine întotdeauna, sunt al tău și ești a mea. Zică lumea ce n-ar zice, două flori alăturea, în câmpie două spice, sunt al tău și ești a mea, cea mai luminoasă lume stea. La da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da. La da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da. La da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da. La da dai 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 la da dai 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 la da dai 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 da da dai da da dai da dai da da dai da da. Frumos, băieți. Domnul Gheorghe, aici deja intervin întrebări. Cu vinul ce o să faceți? Că chemați pe YouTube pe oameni să uite, dar cu vinul ce faceți? Întreabă domnul Goga. Uite, are... cine întreabă? Domnul Iamandi Goga, din România. Iamandi Goga. Iamandi. Da. Goga, uite, Iamandi Goga. Băiații, când au venit la început, ai văzut, da? Ne-au servit cu o sticlă de vin. Dar eu le dau înapoi ca să fac publicitate. Uh-oh. Și să spună de unde, să ne vorbească o leacă mai detalat, să dea nume, cine sunt șefii. Poate o să conlucrăm și în fiecare emisiune o să fie câte o... O cauză are și efect, știți cum. Ia. Cum are drag. Dar foarte, foarte, foarte scurt. Foarte, cineva muncește acolo. Da. Sunt este vorba despre Fautor Winery, cea mai premiată cramă din Republica Moldova. Își are vinăria în satul Tigheci, raionul Leova. Podgorile, circa 300 de hectare de viță de vie, tot în raionul Leova, în zona vitivinicolă Valului Traian. Vinificatorul este Tatiana Croitoru, maestru adevărat în cupajare de vinuri. Tot de la Fautor Winery, poate ați auzit anul trecut, cel mai bun vin roșu din lume, negre. Wow. Și multe, multe alte bunătățuri avem. Și cum noi trebuie să așteptăm... Găsiți-ne pe Facebook. Noi să ne servește cu altă băutură, trebuie să ne invităm odată, da? Bineînțeles. Ăla roșu, ăla premiat. Da, doamnă, mai spuneți o dată numele? Doamna Tatiana Croitoru, Tatiana, da? Croitoru. Ai, șeriță, nu trebuie. Dacă Tatiana, tatele sunt cele minunate, puternice, muncitoare, talentate. Bravo, doamnă. Ok, chiar cunosc foarte mult Tatiana. Noi primim invitația să ne ducem să vedem cum lucrează lumea. Da, chiar. Da? Primim, da? Dacă o să avem invitație. Dacă o să ne invite. Da. Domnul Gheorghe, eu să vă învăț acum, trebuie să vă faceți inaccesibil, trebuie să spuneți că nu știu, nu dacă agenda o să-mi permită, nu, o să văd. Nu, permite. Deja m-am uitat în agenda. Ziua noi putem.
Până la masă? Da? Ok. Eu sunt sigur că, uitați-vă cât colegi ai voștri se uită, pe care cunosc și eu, dar mai dați și un mesaj, băieți, Ion, scrieți acolo un mesaj, că e frumos, ne sunim reciproc, mai ales colegial vorbind, nu-i așa? Foarte frumos și talentați sunteți și deja oamenii așa se duc la sfârșit, fiți atenți, deja se gândesc că e pe aici sfârșitul domnului Gheorghe și spun, fiți atenți, ne invită că... Pe la final, cântați-vă rău frumos drumurile noastre, deja cam pe aici bănuiesc. Așa, bine. Dar ceva important, totuși, aveți ceva în franceză, vă rugăm frumos? Bineînțeles. Da? Eu doamne, eram gata să intervin eu. Eu cânt foarte mult, dar nu am negativul cu mine, din păcate. Nu mă gândeam că în contextul ăsta oamenii o solicite. Dar dacă aveți voi ceva... Și eu promit, data viitoare, doamna, să mai scrie și o să vă cânt neapărat. Nu, dacă nu eu, sudeți, da. Da. La repertoriul francez... Ne rușinăm un pic. Uite, da. Bine. Dar care piesă? Iertată să-mi fie pronunțarea. Hai să încercăm. Hai să încercăm. Je t'aime, știu. Nu, dacă nu. Gheorghe. Băieții... Dacă ceva intervin și eu. Nu știu cum. Je t'aime. Wow, wow. Doamna Olga, vedeți ce provoca. Data viitoare vă promit și eu vă fac două piese în franceză. Asta e... Da, mai ales că eu m-am întors la Paris săptămâna trecută. Ce-ți făcut acolo, domn Gheorghe? La petrecere, la petrecere. Ați cântat în diasporă, da? Cântat în diasporă, da. La nuntă, la Costel. Băiatul, numele Costel. Pornească limba franceză. Da? Hai, cântăm pentru doamna Olga la solicitarea dumneavoastră. Pentru diasporă din... Da, din Franța. Am ales sute la noi. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pour nous aider. Dans ce silence amer, je décidais de pardonner. Les heures qu'on peut te faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille et moi souvent te réclamais. Presque comme une mère, tu m'abordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas de partager. À bout de mots de rêve, je veux crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je te confiais tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux de tous les frères et le gardien envoyé dans cette maison de pierre. Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de quoi que fait c'est la paix. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Thank you.
Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Bien sûr, c'est parfait, bravo. Doamna Olga, dați un răspuns, cer scuze pentru provocare, dar cântați foarte, foarte frumos. Vă cuprinci pe toți cu sufletul de la Neapole, nu? Vedeți? Hai să mergem spre sfârșitul acestei emisiuni. Drumurile noastre. Pentru că voi, într-adevăr, aveți multe cântece și noi... și noi tot. Și noi avem mulți copii. Noi am întrebat-o pe Tatiana, nu se grebește? Bună întrebare. Da. Domnule, a spus că durează 2 ore filmările, de la 8 până la 10. Da, dar așa sunt la filmări, mai durează filmările. Așa, e chiar o plăcere. Nu, degrabă copiii tăi să uite direct și o să te vadă de fiecare emisiune. Mama e în siguranță, mama e la serviciu. Da. Uitați-vă, la noi, pentru cei care nu cunosc, este formația Diez. Marin și Mihai. Așa au spus, i-am spus, spunem pe nume, familia, numele de familie e scris la ei pe Facebook, probabil. Și în pașaport. Și în pașaport. Și Tatiana Hegea! Mulțumesc tare mult, Gheorghe Țopa, inegalabilul, unicul, al nostru. Pentru voi o să fie în fiecare seară cu invitații noștri, Tatiana Hegea. Doamne ajută să fii tot pentru așa cei care nu cunosc, Stella Botez, are proprii ei, cum am zis eu, proiecte. Da? Și, cum mi-a spus ea, are 2 proiecte chiar paralel și de ce e foarte ocupată, dar dacă mai este vă motivă, o să aflați de la ea, oricând. Steluța, noi te așteptăm aici, când ai timp, mai vină și improvizăm noi, o să fii și mai vesel și mai frumos, nu? Sperăm că o să vină și ea la noi, ca oaspete. Da, neapărat. Așa că vă dorim o noapte bună și după toate obiceiurile noastre, noi nu toate emisiunile le sfârșim cu veniți acasă, măi copii. Mm. Și care știe mai bine cuvintele, cântă mai aproape de microfon, care nu prea știe cuvintele și nu prea știe cânticul, cântă mai departe de microfon. Și, dar dacă nu, cânt eu singur, veniți acasă, vă mulțumim încă o dată că ați fost cu noi. Și distribuiți, chiar după emisiune, distribuiți cât mai multă lume ca să vadă mai multă lume, să ne urmărească mai mulți, ca băieții să se cunoască pe stradă mergând, că așa e de la anunț, cam știi cum. Vă mulțumim din suflet. Băieții vin de la, Marin vine de la Briceni, de Colicăuți. Colicăuți, exact. Și Mihai. Din Ținutul Herța, satul Buda Mare. La Cernăuț. Cernăuț. Așa. Și cântați oriunde, da? Unde vă cheamă, nu aveți frică, da? Nu aveți limite, nu aveți granițe. Nu, că nu? Sunt stabilit deja la Chișinău. Asta e clar. Păi aia vă întreb, acum, dacă vă cheamă acolo oriunde mergeți, da? Noi, adică formația Diez vă vine, vă cântă oriunde nu-i chemați. După părerea mea, Tatiana Hegea, din partea, din fete, este cea mai bună prezentatoare. Mulțumesc, domnule Gheorghe, doamne, acum nu vreau să-mi faceți cu... Da, pentru că tu ești aceea care nu umbli cu foaia, nu umbli cu... Da, eu într-adevăr sunt naturală, improvizez, per total ce simt, aceea zic, da. Avem debitul de vocabular suficient și Doamne ajută, dacă îmi place prima emisiune, sper că ceilalți să fie la fel invitații, talentați ca voi, extraordinar de rafinați și educați, asta și așteptăm invitații de la vinăria... Fautor Winery. Avem deja om de nădejde acolo, să meargă comunicarea. Tatiana Croitoru, eu cunosc Tatianele, sunt niște femei minunate de cuvânt. Așa este. Așa e, nu? Vezi? Așa confirm angajatul. Veniți acasă, măi copii, și vă mulțumim încă o dată că ați fost cu noi în această seară.
în cele patru vânturi ale lumii. V-ați risipit, ați tineri moldoveni, ați părăsit ce-au apărat străbunii, Pământul Sfânt cu vii și cu voieni. Plecarea-ți unit din naivitate, iar alții de nevoie ați plecat. Să-ți lași pământul e o greșeală poate, să nu te-ntorci la el e un păcat. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. De ce îngropați în alte țări pe sadul vieții voastre cele tinerești? Să-l pătăcește fără voi presadul în fața tristei case părintești. Cum poate fi viața norocoasă la margine de lume și pământ? Norocul nostru e la noi acasă, în limba noastră și în al nostru cânt. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mai mică-i pâinea, dar mai gustoasă, în țara ta cu pom și vii. Veniți acasă, veniți acasă, veniți acasă, măi copii. Mică-i pâinea, vă mulțumim încă o dată de toată inima pentru susținere și pentru aplauze. Veniți acasă, pentru aceia că sunteți de fiecare dată cu noi. O seară frumoasă și veniți acasă. Cântați cu noi. La revedere! La revedere! La revedere!